Salutare tuturor și bine ați venit la High Life Podcast. Acest podcast nou cu Doc o să inaugureze noul canal de YouTube, canalul meu de YouTube, unde o să postăm de acum încolo podcasturile și clipurile din High Life și alt conținut nou și blană. Dați un subscribe canalului de YouTube, dați un follow și pe Instagram, o să vedeți un pop-up aici cu Instagramul și avem în descriere și proiectul cu 3 ginfo dacă doriți să intrați, să susțineți proiectul, să avem legi mai bune în România pentru ierbică. Audiție plăcută sau vizionare plăcută, dragilor. Trebuie să vândă cineva și droguri, Vladone! Trebuie să vândă cineva și droguri, prietene! Nu poate să nu vândă nimeni droguri! Poliția ce-ar mai face? Pe cine ar mai alerga? Salut, sunt Vlad Bills. vă uitați la... Ia... Life. Salutare toată lumea și bine ați venit la un alt episod de High Life Podcast. Îl avem invitat astăzi pe Doc. O să vorbim despre, um, despre dependențe, despre creativitate și substanțe, despre sport și substanțe, despre rap în limba engleză, despre cercuri vicioase și tot ce se întâmplă în aceste... Cercul vicioase și multe alte subiecte. S-ar putea să mă mai uit pe telefon să văd subiectele pentru că am fumat multă iarbă la viața mea și mai S uit să, lucruri. Să trăiți uh, toți uh, cei care vă uitați, să trăiți și cei care nu vă uitați, să vă bucurați de ce trăiți. Uh, da, scuze, atât m-am autointrodus. Mulțumesc că ai venit, doctore. Îți mulțumesc că m-ai invitat pentru aina oară, dar poate ne întoarcem la subiectul ăsta mai încolo. Sigur că da, o să ne întoarcem. Suma e mereu constantă în acest cerc. Voiam să te întreb primul lucru și prima, prima curiozitate despre creativitate și substanțe, pentru că era, era mitul ăsta mereu că iarba te face mai creativ sau alte lucruri te fac mai creativ și te apuci să scrii piese mai blană și versuri pe care altfel nu le-ai scrie niciodată. Crezi că se întâmplă asta sau te duce undeva în jos către lene și procrastinare? și odată, în primul rând odată ce ai fumat nu poți să știi ce ai fi făcut nefumat adică tu dacă fumezi și creezi tu nu știi cum ai fi creat treaz și nici nu funcționează să te lași și să creezi treaz fiindcă deja ai cum să-ți explic cum o văd eu eu văd fiecare substanță de asta ca pe o, o fereastră care se deschide noi și ne putem uita mai ad mai adânc în noi, în înăuntru, ca să spun așa, în întuneric. Și deschizi fereastra și te uiți. E, fereastra aia nu se închide niciodată ermetic, nu e un termopan perfect. Ea rămâne un pic interdeschisă. Deci de tu dacă vrei să vorbești despre tine treaz, trebuie să nu poți să vorbești despre tine drogat. Sau pe substanțe, ca să folosesc Asta, că sună foarte urât, drogat, e adevărat. Pe tine consumă substanțe. Deci, tu când ai consumat o substanță, ai deschis o fereastră de aia în tine. Cel puțin așa la, a, a fost la mine. Vorbim despre iarbă. <laughs> Iarba, eu din cercul meu de, eu știu, apropiați, pe vremea când m-am apucat eu de fumat și anume, cred că era 99 sau ceva de genul, o, oh, am fost unul din ultimii care au, care au făcut asta. Pentru că eram, nu fumam nimic, eram sportiv, Mâncă jucam la club, nu venea, nu mi se părea mie vreo șmecherie. Nu prea aveam vicii deloc. Adică eram foarte competitiv și energia mea se ducea în la în... Am... da, ha, da, la modul ăla cumva. Uh, dar am, am, am fumat, s-a la... da, întâmplat o dată, mi-aduc și acum aminte petrecerea la care s-a întâmplat prima oară. Și pe urma am continuat să fumez. Na, a fost o perioadă în care n-aveam bani, eram mi tineri na, până m-am apucat de muncă la 21 de ani, în care nu, era haslă reală, puneam bani în alocații sau nu mai, mai știu... Chetă cu nu prietenii, un geu exact cu mai, mai mulți oameni. Nu mai, nu mai după 18 ani nu, nu mai ai alocații. Nu, nu, bursa de la facultate, altceva, banii a, de semnișuri. Da, nu, m-am apucat după ce s-a terminat chestia de, genost, chestia de genul ăsta. Uh, și anume alocația. Bun. Uh, Acum revenim la creativitate și ea. Da, deschide fereastra aia, și cum să-ți explic? Ai oameni. cum? Îți spune, știi ce îți spune, iarba, da mă poți să te duci. Du-te. Da mă, du-te pe câmpie. Du-te pe câmpie. Îți ia bariera aia care. E încastrat în tine cumva, o ai, o ai acolo, e zidită de, de social, de familial, de toate mediile astea cu care ai interacționat până ai, ai dat de ea, de, de, sub, de substanță, de, de plantă, că e o plantă nenorocită, da. iarba, până ai dat de plantă. Eu îți spun asta pentru că am văzut din două perspective, pe de-o parte omul care se tot plimbă în cameră și zice bă, nu-mi vine nimic în cap să scriu, am writer's block, maybe dacă aprind cuiu ăsta o să-mi vină creativitatea, asta pe de-o parte și pe de cealaltă parte oamenii care se adună la studio să compună, să scrie muzică, fumează un cui, două cui, trei cui, o bere, două bere, o linie și la un moment dat sunt praf, e toată lumea lemn, nu mai face nimeni nicio muzică. Iarba e, iarba e cimbru, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie în viața noastră. Adică, iarba e un. dă ăsta cum îi spune, zic, ce e cimbru? Sarea pe condiment. La ceea ce avem de deja, mâncarea condiment. pe care o avem de deja. Un condiment nu e felul principal. Adică, n-ar trebui să o vezi ca felul principal. Trebuie să. Când, când pui un pic, mm, e mai bună friptura asta când pun niște cimbru peste ea, condimentul ăsta o face, așa ar trebui din punctul meu de vedere să vedem și iarba. Adică ea poate apărea, dar trebuie să apară, fie să apară ea, fie să o, să o invoci, ca să zic așa, în momentele în care ai nevoie de ea. Um, păi, și cum faci să n-ai nevoie de ea în fiecare zi? Nu toată lumea are nevoie de ea. Hai să-ți spun un lucru. Uh, na, l-am auzit și eu la un băiat mai deștept decât mine, evident, că îmi place să citesc și să ascult uh, mulți băieți mai deștepți decât mine. Uh, mă învață lucruri despre mine, cum ar veni, mă, pun, mă ajută să-mi pun întrebări. Ei, hey, băiatul ăsta deștept, Gabor Matei, îl cheamă, probabil ai auzit de el. Uh, a spus cum că și na, e oarecum nu, nu spune și el așa că s-a trezit dimineața uh, nu, nicio substanță nu e adictivă în esența ei înțelegi? Nu e adictivă doar că îți umple ție golul îți umple golul ăla, probabil din copilărie, nu te-a iubit măta, tactul de crazy shit uh, nu te-a luat în brațe, n-a fost lângă tine îți umple ție golul ăla cum trebuie da? Tu e, adică ție poate ia, la mine e iarba așa. Da? La mine iarba e uh, chestia aia de care trebuie să stau cumva departe și să o las să se întâmple. Mă înțelegi? Adică nu, nu, e bine să am, oricum nu mai am de nimic niciunele, dar, dar asta vorbim noi mai încolo. Adică na, la mine vine dacă e să vină și am încredere în ea când vine, dar vine rar. Și nu, zic nu îi zic nu uneori. Dacă ai avea, crezi că te-ar tenta prea mult? Da, 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 e criptonita mea, nu pot. Dacă am, o fumez. Asta mi se întâmplă aia, și aia, mie. Aia, păi da, nu e bine și de-aia nu am. Uh, uh, Iarba e aia care îmi umple mie, care mă -mi ia în brațe, care îmi dă dragostea, self-love ăla. Okay. Că astea sunt drogurile, de fapt, self-love, nu e altceva. Substanțele pe care ni le dăm sunt self-love. Că nu te-ai iubit, te iubești tu. Și îți dai cu aia și te umple, te, te, te împlinește. Pentru mine aia e iarba. În rest, pe mine nu... Adică pot să am orice și nu mă, Nu sunt cu dinții pe aia să da. o distrug. orice da, vorbim de cocaine, asta. orice, toate alea, tot ce vrei tu. Nu stau cu dinții rânjiți pe ele. Dar dacă am iarbă, mâncați ăși, deci, <gred> că cât am aia fac. Deci, this is what I do. Mă înțelegi? Și de o las de niște timp deja, de, de aproape jumătate dar nu lasă să se întâmple ea în viața mea ce te face să eviți această iarbă care îți dă self love să nu, să nu o mai ai dacă te, îți dă dar nu sentimentul e, dar, nu da se... aia, dar nu nu, nu da aia nu că ce sentimente îmi dă ci că a, datorită, eu știu, a, a, efectelor adverse, ca să spun așa. Nu mai fa nimic. Da, a, da, corect. Iarba e cel mai mare creator de timp liber. Și de lene. Nu știu dacă ai obsesie. De timp liber. Dacă nu ești fumat și faci una, te legi de una, de alta, de, uh, you, you, cum ar veni, da? Dar dacă fumezi, mâncați să creează o crămadă de timp liber. mai nicio treabă. Ești, totul devine la las că mâine. Uh, mănânci tot frigiderul. Adică n uh, dacă, Asta vorbesc de uz frecvent. Da, corect. De frecvent. Real, și orice uz frecvent de o substanță, din punctul meu de vedere, este băgarea supreși a unor probleme. Adică tu ai niște chestii pe care nu le-ai rezolvat poate de mult, poate de curând poate, dar în general dacă ești cronic e de mult. Și you never face that. Nu te-ai dus niciodată să dai față cu taurul ăla. N-ai scos niciodată prosopul roșu în fața taurului. Ei tot timpul, da mă, dă-l încolo de taurul. Sau da mă, dă-l Exact, încerci să adică le îmbuși. Adică, e un preș. Da. Deci, e un preș sub care tot bași chestii. Dar ce se întâmplă cu un preș Sub care tot bași chestii. Se umflă, te împiedici de el la un moment dat. Te împiedici de el, o să-ți rup gâtul la un moment dat. Adică nu, poți po po să bași sub preș, as long as you can do that. Dar la un moment dat o să, o să te vezi cu taurul. O să te împiedici de preș și o să te vezi cu taurul fără aia roșie. O să amângi problema până când vine ea la tine la un moment dat. dacă. Nu, da, dacă... Nu, da, nu știu. Nu e ca și cum eu l-am făcut asta. Am făcut asta și A, o clar. fac. Probabil pe alte nivele. dar cu iarba nu o mai fac. Dar asta face un uz, un uz frecvent de o substanță. Asta face. Asta cred eu că face. Bagă sub preș până crește preșul și își rup gâtul la un moment dat. Da. Asta fac. Orice, alcoolul, așa, nu știu. Vreau să înțelegi. Uh, ca idee. Nu știu cum să o spun să nu sune ciudat. Am consumat destule substanțe în viața asta. În afară de heroină și derivate opiacee, nu, nu, nu e filmul meu, nu mă duc acolo. Uh, și eu o văd așa, uh, adică și am făcut-o pentru experiența în sine, nu știu cum să-ți explic, și pentru, pentru ferestrele alea pe care le-au deschis în mine. Doar că orice fereastră se deschide maxim 180. Nu? Hai să zicem, maxim. E una cu un nenorocit de, ăsta sistem foarte șmeche, dar se deschide a de, 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 de 180, știi, se duce de perete, până la mea. Știi? De, de, mai mult dată nu se deschide o fereastră. Înțelegi? Și așa că ele îți dau cât îți dau. Până începe să-ți ia. Nu mai ai ce să deschizi, dar continui să -o, o faci. Continui să o faci datorită faptului că tu ești hai și te bucuri de haiul ăla, dar el încep să-ți ia, începe să, cu fereastra deschisă începe să-ți să facă frig. Și te gândești la experiențele pe care le-ai avut prima dată, deși a trecut ceva timp de acolo și nu mai sunt chiar alea, dar îți rămân în cap primele lucruri când s-au deschis ferestrele. Da, și ți-a plăcut enorm și încerci să mai repeți experiența aia, știi? Da. Și nu funcționează. Nu funcționează așa. Nu poți să ai același că l-ai avut atunci. Ai avut atunci care era acum. Și era o experiență nouă, era ce... era o surpriză pentru corp, era nu poți să te mai duci acolo. Nu merge, a n-am mers, mai bag o să mai bag o să mai bag o și zice am băgat, zice fise, nu tot să tot nu s-a întors la ea. Prima boabă e cea mai tare, tot timpul. Da, adică pr pr prima boabă care funcționează. Gen De nu fake-uri, paracetamol, da vopsit. Nu, da, asta, Vreau să zic un lucru. La chimicale, în mod deosebit, probabil la toate, dar la chimicare e foarte importantă intenția cu care le iei. Adică dacă ai vreun pic de frică de ele, dacă ei ah, iau și eu că ia toată lumea, adică ele, con și nu orice în orice, pielea mea, Vladone, orice în viața asta contează intenția pe care o ai când îl fa o faci. Și intenția aia trebuie să fie bună. Trebuie să fie de, să fie de o să mă simt bine sau o să crească totul, o să fie șmecher, o să... Dacă, dacă ai vreun dubiu, nu lua, nu lua chimicale, nu lua, nu lua substanțe. Dacă ai vreun dubiu că o să fie șmecher. Pentru că chiar așa o să fie cum o să crezi tu și așa e toată viața noastră, cum o crezi tu. Da, dacă le iei cu frică că bă, fac ceva ilegal, atunci o să-ți perpetueze asta la un moment dat, dacă nu, asta, asta e mentalitatea. Nu e bine, că ele, ele vin, ele, cum zicea Delirii la un moment dat, da mă, normal că îți plac toate astea, că sunt făcute să-ți placă. Corect. Și așa e, are dreptate. Sunt făcute să-ți placă. Și sunt făcute să te simți bine. Așa că simte-te bine. Nu, nu, te, nu, te, condiționa, nu-ți pune piedici singur, au da, dacă e așa. Adică, sau nu o lua. Ai încredere în piedicile alea. Ai încredere în, în feeling ăla, Bă, nu, bă, n Nu lua. Nu lua, nu trage, nu fă, nu. Nu e bine. Foc, când o simți că vrei să faci aia. Și. Nu știu, cam așa e. E vorba de intenție. La... A... O dăm dintr-un alt alt altă. E mișto, asta e podcast. Mult, multă, da, multă lume le folosește ca mecanisme de, de coping. De fugă, de băgați suprești, de fericire, știi, dar nu. Trebuie să le iei pentru experiență, pentru, pentru fereastra aia care se deschide. Uită-te în tine, vezi ce generează. Și nu... să nu mai vrei în continuu și în continuu și în continuu același lucru. Eu am. Eu am observat, de exemplu, la cluburi, că, uite, cu, cu cluburile și drogurile au fost cam cele mai mari uh, vici ale mele. Cluburi? Mi în ce sens cluburi? Uh... Uh, genul, de, genul de cluburi unde se consumă lucruri. Adică nu sunt genul de cluburi cu muzică comercială care se închid la 4-5 dimineața. Adică te duceai la petreceri de electronică. Da, la techno, la dum, dum, A, Doom, la, Doom, Doom. la ciocane. Dum. Sunwaves, Sunrise 48, tot felul de okay, petreceri. Ok, Azuga, tot felul de petreceri. Și mie care... îmi place electronica, dar nu aia. Adică nu sunt pe ciocane sunt pe româneală minimale de alea da, la românași da, da a, am fost și la românași pe, pe suflet pe, trebuie să curgă ceva frumos să-mi ia să-mi ia să-mi să îl sunt foarte buni românași și la muzica Ști, asta nu pot cu ciocane nu nu sunt ăla nu sunt uh... bine BBM mai rapid atunci nu neapărat ciocane dar... hai da, să ieșim minimal eu le zic tehnice la absolut toate înțeleg înțeleg da. low-fi minimale deep acolo sunt eu în fine erau genul de, de cluburi care nu se închideau la 4-5 din asta, au deschise până la 10, 15, iau și peteceri de 2-3 zile, cum e și Sanuizu și Sanu Așa. și 48 și alte peteceri și am observat că oamenii de acolo folosesc asta ca un fel de mecanism de coping gen, mă, bă, m-a lăsat prietena, mă duc să mă rup în club, poate merg o fată acasă sau sunt supărat pe jobul pe care l-am, că lucrez la call center, pe asta îmi sparg eu da. salariu pe chestia asta și au, destul de puțini oameni care făceau asta să sărbătorească ceva gen avem trei ani de relație sau am fost promovat sau am firma asta de un an. Erau mai mulți oameni pe coping decât pe sărbătorire foarte adevărat, și efectivă. Cred, foarte adevărat. Și așa devin dacă, dacă... Depinde cum le abordezi, înțelegi? Eu mereu le-am abordat ca gen, mamă, ia să vedem acum ce mai simt, acum ce mai înțeleg. Deci când am luat serios prima boabă, la modul serioasă și frumos, așa, deci tu nu înțelegi, am scris o piesă am scris o piesă a doua zi, parcă, sau când am ajuns acasă, am era la un revelion și am, am ajuns acasă sau la un 1 mai, nu știu, eu nu că, adică am ajuns să-mi dau seama că nu e o problemă de memorie, ci o problemă selectivă, adică eu țin minte niște lucruri incredibile, dar uit anumite lucruri care sunt neesențiale și găsesc, din nou, ca și paranteză, că a uita este ceva extraordinar și trebuie să-l practicați nu trebuie să ținem minte toate lucrurile trebuie să mai fim și trebuie să fim și așa, ca și cum ar circula Dar parcă dacă ne-ar intra apă pe aici ar ieși și pe aici Cam și așa ar trebui să fim cumva un pic mai mult nu e. trebuie să mai ținem minte toate lucrurile mie mi-a plăcut aia cu ignorance is a bliss, e o binecuvântare ignoranța pentru că nu aloci energie tuturor lucrurilor păi da, care îți consumă energie gen comentarii pe internet nu sau alte nu trebuie să lucruri. faci asta nu trebuie să faci asta Chiar nu trebuie. Adică eu nu, nu mă mai... Am grijă la inputuri. Am ajuns să... În fine, haide. Vorbim când am Unde erai? întreabă -mă. Nu vreau să te... Deci spui că experiența aia cu prima babă de Revelion a fost o experiență foarte frumoasă da, pentru nu știu, am tine. Înțeles, te -a făcut s -a, s -a să scrii o piesă. Am înțeles, nu știu cum să explic. Am avut epifanii de pe care cuvintele nu le pot replica. Am, mi-am văzut creierul pe cer, adică neuronii mei erau stele, și am, am înțeles, nu știu, am înțeles lucrurile, am înțeles cât de fractalică e toată situația. Um, hai, să, hai să o luăm un pic altfel, fii atent. Eu am o teorie. Ea mea, la mea. dar nu mai-mi e frică de dilerile mele, căci uh, sunt ale mele și e ok. Um, eu am impresia că știi, Isus a murit la 33 de ani. E începutul morții, adică morții de idei de sine în oameni. Poate la 33, poate mai încolo. La mine a început până la un 36. Și a început, am început să am, nu știu, să fiu așa, gen, nu știu, să mă uit în detaliu și să simt că e frumos totul și să mă uit la Frunză și să. nu știu, să, și am început să citesc chestii. M-am început cu Ecartol, pe urmă m-am dus în tot felul de uh, filozofii, uh, spiritualitate, ezoterism, că mi se părea că vorbește ceva cu mine și, m ca și artist, vin foarte deschis. Ca și artist, sunt o persoană creativă, nu neapărat un artist. Sunt o persoană creativă, sunt foarte deschis foarte, și nu creez eu, ci culeg. E deja aici totul, Eu suntem într-o minte imensă. Triduajezgară pec de up. Și eu sunt bun la asta, sunt un bun culegător. Aud, ascult ceva, nu știu ce, nu știu pe cine. Nu, nu vreau să-i zic Dumnezeu că îl vezi pe bătrânul ăla cu barbă, e, dar e ceva cu mine. Și pe la 36 am început să-l simt. Cred că-l simțim mereu, știi? Se spune că ui we, uh, we are born with a God-shaped hole. Te-ai mutat puțin către spiritualitate dar -am din mutat, partea de materialitate? M-a chemat ceva, eu tot timpul am fost înclinat, tot timpul am avut impresia că uh, cumva e magie în jurul nostru și că totul se leagă într-un fel. Și recunosc că uh, domne, poți po po să dai, s-a prăjit asta, și pierai de la droguri. Nu, că și când sunt treaz simt asta și e minunat, adică mai ales nu știu cum să explic. Și pe la 36 am început să văd asta. Și asta s simțit pe eu, pe album pe care l-am scos în 2018, zic eu, eu, eu nu o simt. Și deschiderea asta a început să se simtă din ce în ce mai mult pe materialele mele, fiindcă eu și muzica mea sunt, adică eu, eu sunt muzica mea, eu, adică... eu curg. Înțelegi? Toate curg cu mine. Am un flow și încerc să... E un ritm al vieții pe care dacă ești atent, îl simți. Am ajuns să-l simt și I flow with it. Arare ori ies din flow. Am, și când ies din flow, mă liniștesc un pic, respir. Hai să vedem ce se întâmplă. De ce am ieșit din flow? Mă analizez, sunt foarte introspectiv și foarte, foarte atent cumva la tot. Dar mai mult la detaliu, poate pierd imaginea de ansamblu. Devin mai complexe lucrurile la un moment, la un moment da, dat și mai în serioase. Da, în viața tuturor, tuturor adică ți se dă șansa de a vedea ceva. Unii de noi ce da, mă, dă un pielea mea, trecem peste. And we go on with our lives. Pare că nu s-a întâmplat pare că e o criză, ceva, o dileală. Nu te mai înțelegi, te ceri cu femeia, pur și simplu. Dar eu, pe acolo, 33 plus, da. se întâmplă o trezeală la fiecare. Tu câți ani Am 25. 25, mai ai? Mă, mă, gândeam, la, de exemplu, la piese care le faci când ești mai tânăr și sunt mai, ca, mai caterincă. Moare eu așa o văd. Moare Isusul din tine, începe să moare Isusul tău cumva. Începe să, să se dizolve ideea de eu sunt ăsta și tu ești ăla. Adică încep să vezi cumva, să te vezi în alții, să vezi... Albumul din 2018 mi s-a părut mai complex puțin și mai serios puțin față de, nu știu, cred că primele piese pe care le-am ascultat de la tine Cred era... că rap, rap, capitulare sau ceva era piesa aia Erau cu vecinii rap, mei? Eram cu... repul! Am o, o babă bab exact, <laughs> <sub mine. laughs> bab exact sub mine! Am o babă exact sub mine, nu și gerontofil, pe genul de caterincă, ăștia sunt vecinii mei, Da, ții da dau gratis, da. sunt ai tăi. Da, 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 da. eram. Mer și o mereu să am sunt Caterinca, Sunt sunt dar nu despre mine e vorba. Eu mie îmi place să vorbesc despre mine. Hai să vorbim despre așa. Și îți spuneam, așa simt că începe să-ți moare Isus, ideea de tine, ideea de tine, eu sunt, eu. Adică începe să-ți se arate. Acum că tu poți să închizi ochii și să treci mai departe, sau poți să apro Eu am aprofundat. Când ai avut dorința să faci rap în engleză, să te, să te duci pe alt palier, să te, să te adresezi probabil altui public decât la din România. Și eu am avut chestia asta la un moment dat să fac stand-up comedy în engleză, știi? Ok să mă ducă o agență mai mare. Cum a venit de la tine dorința asta, să spunem, drive-ul ăsta pentru English? Bă, eu am învățat rap în engleză. Da. Adică s-a predat în ghilimele la școala vieții în engleză, nu s-a predat în română. Mie nici nu-mi place în mod deosebire română. Nu știu cum să-ți explic. Adică îmi place... Adică... În afară Bă... de doc nu prea mai asculti alte artiști. Dar nu, doamne artiști. ferește, nu e adevărat. Nu asta am vrut să spun. Of, of, la cu... să nu, nu, vreau să fiu înțeles, dar de fapt nu că nu vreau să fiu înțeles greșit, pot să fiu înțeles greșit, cine mă înțelege greșit poate să mă înțeleagă. Nu e că nu-mi place, dar mi se pare că, adică, ascult mult, nu e că nu-mi place, dar ascult mult rep în engleză. Și mi s-a părut gen că ai matricea, mereu mi s-a părut că ai matricea pentru rep, mi se pare că engleza are cea mai bună sonoritate dintre toate limbile, sună într-un fel, pică într-un fel, bam, și așa am cunoscut cu repu și știin și engleză că Dumnezeu ăsta, adică Dumnezeu mama, mai în speță, Dumnezeu de mama, a avut grijă să m-a da meditații, cambridge nu știu ce, și eu cu repu și așa, și -așa am învățat și mi s-a părut că e mișto să fac asta și da, sincer, adică am un album aproape scris, pe care o să-l scot când o să am timp. Uh, dar vreau să fac asta și da, e și o chestie de a arăta că putem, pentru că e, adică a, dar, nu mie, dar nu, lor, mie vreau să-mi arăt că pot. Te-ai te gândit să-l prezinți altei piețe, gen, nu știu, să te duci în state cu o viză de turiști să le arăți la oameni la Def Jam Records, la oameni da, oamenii încă de nu state, am album, mai adică e nu album. am This nu l-am, Nu l-am încă tras, nu l-am, nu știu, dacă când o să-l am, ăla o să fie, ăla cu care nu o să-mi fie. Adică, uite, am, am făcut România cu Dorian. Am făcut. Nu eram pregătit. Eu personal nu eram pregătit. Adică, nu aveam încrederea pe care o am acum. Nu aveam încrederea pe care o am acum în viață. Înțelegi? Am o încredere în viață imensă acum. Adică sunt așa, I I'm floating cumva. Și nu e de bani, nu e de, e de, înțelegere. E de cum vedeam eu viața atunci, cum vedeam eu engleză acum. Acum, și erau bune. Never show your erau, Nu, că nu eram pregătit eu. Adică spun acum că nu am avut multe. La Dorian și Pepi, cei cu care am făcut albumul, râd și acum. Ce trăgeai, în fiecare zi nu-ți plăcea o strofă, o retrăgeai de 16 <laughs> ori. Ce ne-ai omorât, ce nu mai haleam. Da. Nu eram. Acum ați, Acum ați mai am încredere că e bine și o să-l scot și o să fie, dar toate la timpul lor, adică la acumul de atunci care va veni. Și o să te duci în state să-l prezinti? Nu știu, asta prețe? ai zis tu, n-am zis eu. <laughs> nu știu ce o să fac. Eu mi-am dat știu. seama că dacă scot ceva în engleză și îl prezint publicului din România, sunt la modul bă, puteam sunt să convins, fac asta și în română. Sunt convins că în clipa în care îl voi face, se va invit exact ce trebuie și se va lega totul și o să fie bine. Nu l-am tras încă, îl înc am în cap, încă mai îmi scriu idei. Am alte proiecte la care lucrez exact acum și pe care vreau să le scot, dar am de gând să fac asta. Și da, vreau să arăt că se poate și la noi și chiar cred că am ceva ce n-are nimeni în lumea asta și I can't spit it out right now a, chiar, am, chiar pot și o să mă apuc să scriu și așa mai departe. Și procesul, procesul ăsta creativ în o limbă străină îl faci trează, adică nu mai ai nevoie de bere, de iarbă, de alte lucruri. Nu am spus proces. asta. Ok. Nu am spus asta. Nu am spus. Nu știu. Nu știu. nu știu cum îl fac. Îl fac cum e atunci. Poate am chef să poate să întâmplă un pai lângă mine și trag două fumuri și scriu. Adică cum să-ți explic? Eu am trei hai de mine, fiate. <laughs> hai să, nu știu cum să zic ca să, să nu pară. Deci, asta cu trezeala, da, bun. Pe urmă, pe la 38 am făcut-o pe fime, cu nevastă mea, care nevastă mea, eu, ea, e suflet, am mai fost cu ea de, mulți, de multe ori în viețile astea. De vreo șase, cred eu. Um, și nevastă mea e altă mâncare care dopește eu și mecherie supremă. Uh, um. Nu știu cum să explic, nici n-am cum. E minunat și doresc fiecărui bărbat să-și vadă nevasta cum o văd eu pe a mea. Uh, Pale mele. Pe a mea. Pe a mea. Pa mea. A ieșit de mine. Așa. Bun. Uh, Ei, s-a născut fi mea și am, am avut alte epifanii. Nu știu cum să-ți explic. Eu, a fost o trezire la maturitate, ca să spunem așa, sau un involt, ca Eminem n -n 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 cu fica lui? Da, nu știu ce a fost. Maturit, Nu halesc eticheta asta. Nu, eu nu halesc multe etichete, trebuie să înțelegi. Da. Eu consider că suntem, adică cuvintele au o încărcătură de vrajă. Noi nu mai știm să punem inten intenție în, le, in ele, the will, nu știu cum să explic. Întâi a fost cuvântul, adică cuvântul e o vrajă. Dar noi le folosim așa, ce faci mă? Te doare în pulă, oricum ce face el. Nu știu când Ce ești... faci mă, Ioane? Nu ai întrebat că l-ai văzut, știi, dar nu te interesează, n-ai pus intenție în aia. Că dacă chiar te interesează, stai și eu uite mă, Ion, ce face. Și, dar, și Ion vine, bine bă, George, să mă bine, mă, bine Da, dar uite, la 30 de ani ești un om diferit față de la 20 de ani. La 20 de ani poate ești orientat ești mai mult și om, doar ai, ai înțeles alte mai mult. Ai, ai înțeles... alte preocupări, alte mentalități. Înțelegi. Asta faci pe parcursul vieții. Tot înțelegi lucruri. Nu neapărat înveți, cât înțelegi. Înțelegi. Că de știut știi deja tot. Nu știu, eu sunt convins că știi deja tot, doar că ți se deschide fereastra și mai înțelegi ceva, mai înțelegi ceva. Eu de-aia te să înțeleg, nu să știu cumva. Nu știu da, dar poate ai, nu știu, poate îți plac mai mult distracțiile și petrecerile la 20 de ani și la, nu știu, 30-40 de ani te plictisești de ele sau ai rulat în continuu, în continuu, în continuu petrecere și zici, bă, hai să descoper alte lucruri, să mă duc către alte Sunt direcții așa. Sunt convins că e așa, da, clar, și mie, adică clar îmi plac mai puțin, îmi place, îmi place mult solitudinea în ultima, nu singurătate. Solitudinea. E o mare diferență. Care e diferența? Între solitudine este o singurătate în care e aleasă de tine, e alegerea de a fi singur. Și nu ești singur, nu te simți singur. Eu nu sunt niciodată singur, adică e tot timpul. E acea magie, ceva cu mine, care, pe care o ascult. Că e, e viața, e cu mine, vorbește, îmi zice. Ai ajuns să fii confortabil cu ea. Da. Într-un fel. Da. Nu e la modul Știi se zice, un filozof, evident că am uitat numele lui, dar un mare gânditor a spus că toate nenorocirile omului se întâmplă fiindcă un om nu poate să stea singur cu el într-o cameră. Ok. Eu pot să stau singur cu mine într-o cameră. Și e mișto. Îmi place. A, am ajuns să... Îmi placă să fac asta mai mult decât orice. Și atunci, atunci să întâmplă magia, atunci culeg din creație cele mai șmechere lucruri. Azi am scris, bă, Vlad, azi am scris cea mai frumoasă piesă a vieții mele. <laughs> Până acum. Okay. Va mai veni și alta, sunt convins că sunt. Cred în creștere continuă. Cred și am văzut-o la copaci, am văzut-o la iarbă, am văzut-o la frunzele care înverzesc, sunt bătute de vânt, pe urmă se înroșesc și cad și cresc iară. Mă înțelegi? Am văzut-o în părul pe care mi-l tund și crește iară. Adică e, legile peste tot. You just gotta look. Dar trebuie să te uiți cu atenție. Trebuie să te uiți în profunzime. Să fie trebuie o prezență, trebuie prezență mai mare în momentul prezent, să nu doar fi, așa. Trebuie să fie acolo orice îi face. Înțelegi? Trebuie... Când mănânci, mănâncă. Nu fa altceva. Mănâncă. Uite-te la mamă, ce friptură, mă, nu mă, de bună e. Mamă, cum e cartoful ăsta. Nu vrei, ești într-un loc, nu vrei să faci ce faci, nu-l mai fă. Lucrezi la mega și nu-ți convine că pui lucruri în pungi, nu, fa, nu mai fi acolo. Du-te și fă altceva, caută. E de datoria ta. Că viața ți-a dat, adică ești aici, e mișto din start, e mișto de când ai deschis ochii. Ce e nasol sunt că tu te pui niște parametri ai societății ai a multor chestii de care eu stând singur am învățat să mă dezbar nu existați mă niciunii tu nu existi Vladone tu când ți-ai început cariera Cum, de... tu existi acum pentru okay. mine că ca, ca să am experiența asta și eu la fel pentru tine dar când am închis ochii seara nu mai existați niciunul nu mai există lumea lumea e în capul meu lumea e în capul tău E mentală toată situația. Adică e, eu suntem într-o minte imensă. Nu știu, mi așa mi se pare. Și mintea aia vorbește cu tine. și mintea ta nu e în capul tău. E gata să se conecteze cu acea minte. Și când o faci, se întâmplă magia. This is how I see it. This is how I live it right now. Da, și da. asta e trebuie să stai mult cu tine. Și să fii confortabil cu tine. Știi, e ca la saună. Îi vezi, te mai, mă, mă duc la saună, știi, și stau. Mă pun în lotusul meu, stau acolo, Bă și văd. Nu mai pot, deci nu mai pot să stea cu ei. Ok, e cald, da. înțeleg, glasa asta. Dar da, și dacă n-ar fi cald, ar fi la fel. Lumea nu poate, la un moment dat începe. Și ce faci, mă? Noroc, eu sunt Alex. Nu poate să stea acolo. Uite, mă gândeam la asta cu ce ai cu... Dacă lucrezi la Mega IMA și nu-ți place, dă demisia... Da, te... dar nu te du la profi. Nu, nu te apuca să vinzi droguri sau dar să nu, furi nu, nu te biciclete du la profi. sau Profi! Adică nu-ți da demisia de la Mega și te du la profi. Să că este că 2 milioane. Pentru că, că alte tot e altă companie care face același nu lucru. Nu e. Uite, ieri, când, ieri vorbeam cu un prieten și mi zicea, domnule, că am pe unul, e tot timpul nemulțumit de ce face, că nu-i place ce face, și când îl întreb, dar de ce o faci? Mă? E salariu bun. E bine, nu e îndeajuns de bun dacă te plângi. În capul tău nu compensează. Da, dar uite, tu când îți începeai cariera de rapper, ai continuat să fii angajat la cazinou și să faci asta după muncă ca să-ți finanțezi cariera de rapper, să spunem, sau a fost, ai live out of poverty, mănânc Pariser deci, și fac stai doar ra puțin. Ce am vorbit noi mai devreme, știi, înainte să intrăm în Cu trebuie. Da. îți trebuie niște chestii, îți trebuie mâncare ca să poți trăi în continuare. Da? Deci nu vin să-ți predica cu hipiotism de în care, gen, tu stai uh, mordă foame și e totul bine, e o sartist. Nu, de don't work. You Correct, need to provide for to yourself. You need Subliniez to provide for yourself. Da, și dacă da. alegi să vinzi droguri, it's your fucking choice. Ok, your fucking choice, din nou condiționată de factori, de și de glamour, pe de care 50 vezi, cent, glamour, a făcut the, the, același the, lucru. The, the creșterea ta în care ai fost crescut astfel încât să fii sensibil la lucrurile astea. Nu ți s-a spus că zrahaturi Nu contează, dar dacă te apuci să o faci cu background-ul tău cu ceva aceea, asumă-ți. Adică când vine garda, pune-te pune în situația aia când, când vine garda. Nu să zici că nu ți se întâmplă niciodată. Pune-te în situația aia, gândește-te că poate să vină garda. Da? Samurai japonezi stăteau și meditau la cum e să-și iau o lovitură aici, în plexul solar cu cuțitul, să-și facă sepucul. Ei nu puteau fi capturați. Era codul și nu, nu, -aveau, nu se puteau lăsa capturați. Și astfel, dacă erau asediați și chiar nu aveau ce face, își băgau un cuțit. Dar ei meditau mult timp înainte la cum o să fie, ca să poată să o facă repede. Ca să nu stea atunci. Haole, bă, că-ți a au venit ăștia, da, 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 nu vreau să mor, poate nu mă omoare. poate taie doar o mână, poate, da, haole. Poate Stai un seara. ego, eu sunt cel mai bun samurai al lumii, îi decapitez pe toți, să vină toată armata, îi rupe pe toți, cum să mor eu? N-avea un nego, da, chiar atât de da, mare. Da, un român, erau, dacă erau român așa, ce mă subținucid eu cine pe Cine mă... să mă capituleze mă adun, mă... pe mine, mă, cine, adul încoace, bă, tu mă capitulezi pe mine? Tu mă capitulezi, da, nu erau români asiaticii și hindușii înțeleg foarte bine din punctul meu de vedere eu sunt filmul ăla al spiritualității al înțelegerii genezei al adică vedele tot ce ține de chestia asta eu sunt filmul ăla mai degrabă ok, sunt metaforizate dar dar e eu asta acolo, eu sunt hindus, cumva, sunt în sinea mea, nu sunt foarte creștin-ortodox în niciun caz, adică e o adaptare bazată pe frică. Eu nu cred în frică. Eu nu, adică eu nu prea am frici. Dacă dar, cineva vrea prea. să fie rapper și lucrează la mega imagini în momentul de față sau în supermarket... Am, am avut toate fricile posibile, dar viața mi le-a bătut, mi-a dat, mi dat durere mi a dat durere, m-a pus să mă cac pe mine de durere și după aia au trecut. M-a pus să le, să dau față cu taurul. Și nu mai am. Și citind tot felul de chestii, înțeleg și o mo văd moartea altfel, adică o văd un pasaj, ne ducem spre altceva. În fine, intrăm în diverse, zi. Deci, păi dacă, de exemplu, cineva vrea să fie rapper, dar lucrează în momentul de față la un supermarket sau la un job care nu-i place, ar trebui să ar trebui să continue jobul ca să poată să trăiască și să spună da, așa, așa, nu reușește. Nu să făcut. moară de foame nu. sau să facă infracțiuni nu. ca 50 cent. Nu, cont, nu Ba nu, aici nu sunt de acord cu tine. Dacă simte că are ouăle să facă infracțiuni și e făcut să. Eu nu sunt făcut să fac asta. Da, eu am doar că nici, nici eu. Eu, eu. n-am sufletul să fac asta să vând, să stau cu panică, că vine garda, că nu, nu sunt eu, nu, nu, să, nu, am făcut asta niciodată, nu o să mă apuc să fac, că nu sunt eu. Mă, nu mă, terorizează și nu sunt confortabil, deci nu o fac. Dar dacă tu ești omul care să facă asta, că sunt, da, sunt oameni care sunt făcut să facă și asta. Do you, my dude? Dar asumă consecințele. Pune-te în situația în care vine garda, pune-te în situația în care ești în față cu judecătorul, pune-te în situația în care mai că ta plânge că tu ești la pârnaie, fita, ce Dumnezeu de legacy ai. Pune-te în situațiile alea. Can you handle it? Can, după aia fă Can you handle that? Da, corect, sutra asta. Nu te gândi Dar că nu o să mi se întâmple trebuie trebuie niciodată. Trebuie să vândă cineva și droguri, Vladone. Trebuie să vândă cineva și droguri, prietene. Nu poate să nu vândă nimeni droguri. Poliția ce ar mai face? Pe cine ar mai alerga? Ar vinde ei droguri. Ce ar fi pisica fără șoarece? Nu știu, s-ar concentra câte alte infracțiuni, dar da, într-o economie unde interzici niște lucruri, nu o să dispară lucrurile, o să intre pe piața neagră, clar, 100%. N nu, nu, trebuie să vândă cineva și droguri, fără supărare. Trebuie să ducă cineva și la pârnaie, trebuie să se întâmple și chestiile astea. Pentru că așa e alea făcute fiindcă s-a întâmplat și o să se mai întâmple. Doar că trebuie să fii pregătit dacă tu ești... În orice situație în viață trebuie să fii pregătit să fii ăla care vrei să fii. Trebuie să fii pregătit să fii la, care vrei să fii. Ai grijă ce-ți dorești. Da, dar uite, sunt oameni care poate ei în sine nu sunt neapărat răi sau cu sânge rece în da, sine, nu. ci doar au luat-o pe căi greșite și ajung la pârnaie lângă niște oameni care chiar sunt răi și chiar au sânge rece. Așa, și? Ce? Nu este un păcat sau o părere de rău sau să empatizezi cu persoana aia sau să spară rău nu, că a fost nu. un copil bun care a luat-o pe căi greșite? Nu! Așa trebuia să se întâmple. El loacul o să crească. Ajunge, ajunge la... Am prieteni, cei mai buni băieți care au fost la pârnaie și s-au întors la fel. Aceiași băieți buni. Nu-i a răit cu nimic. Nu-i nu a traumatizat. Unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei, asta este. E fost, a făcut niște pușcărie și s-a întors mai bun decât a intrat. Da? Depinde de. Uh, ipoteticul tău, băiat care a ajuns la pârnaie ok, ajunge acolo cu ea răi. Ce o să fac? O să moară. Adică o să-l omoare? Ce o să, ce... continuați ipoteza. Să discutăm pe ea. Te rog. Ok, ce se întâmplă dacă băiatul ăla ajunge acolo? Păi, Așa. ori se înrăiește în sine pentru că trăiește într-un mediu care e contaminat de infracțiuni și de răutate. Așa, deci vine mai rău. Așa. Oameni, oameni, care țipă la tine pe geamul și țipă Așa. la tine în cameră și trebuie la un moment dat să țip și tu Așa. la ei, că Așa. nu e asta. Așa. Și te sălbăticește într-un fel, că Așa. nu e ca la cămin cu facem curândul la telecomandă, okay. tu te uiți două ore, eu mă uit ore. sau, sau există o alternativă, nu? Ori devii asta, ori... Doar te, nu știu, te distruge psihic, stai în aceeași cameră mult timp, nebunești, Deci nu deci ai nicio variantă în care te clădește chestia asta. În România nu. În România nu, nu, ai, nu are A, ce deci să te clădește. tu consider că într-o pârnaie mai, mai, eu știu, mai confortabilă, într-o pârnaie mai mișto așa, e mai bine. Ce înseamnă mai confortabil? Adică păi nu știu să ai, în să în ai, România, de, ai zis în România. Să ce, ai niște ce condiții azi? decente. De Eu le spun condiții, oamenilor. Okay. Diferența dintre România da, ai și Da, fost -a până, -ai? Da, am fost doar arestat două luni pentru jumătate de gram de, de cocă. Da. Uh, eram la cămin la facultate și mi s-a părut mie atunci o idee bună să ajut un prieten care m-a Așa, ajutat și e nasol acolo, nu? Oribil, oribil, da, sau ce, asta da, încerc să-mi da, spui, da, că e nasol. Da, niște condiții absolut gunoi condițiile, gunoi oamenii și oamenii nu te selectează. Da, în funcție da. de cine ești tu ca individ. Tu, dacă ai vândut jumătate de gram, să te pună cu oameni care au vândut și ei jumătate de gram sau fapte de astea financiare. Pe mine m-au pus într-o cameră, era un băiat, domnul Perghelem Gabriel, care îl puteți căuta pe site la Tribunalul București, Așa. dacă doriți. -a. Omul a luat... E, e interesant, e important da. pentru poveste. Da, omul a omorât-o pe măsa Azi. și a luat la în final 25 de ani de închisoare. Și eu stăteam la patul 2 și el stătea și la era patul el, un... Ca Ia povestește-mi despre Pergel M la tavă. Povestește-mi despre el. Cum, cum te-a dor... lovit? Ce anume? El. Cum te-a... How did he strike you like? Cum te-a lovit ca om, nu cum te-a lovit. Te... adică când povestești așa, Mamă, unul de la omorât pe omorât o pe măsa. avea... cum era el? Tu cum l-ai perceput? Trăiești mereu într-o stare de anxietate, cumva că, Așa. bă, ăsta a omorât o pe măsa, dacă Dar cu el mie cum era, de fapt? Ia, avea, 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 o ailură strip de... yourself. Lasă ce crezi tu, ce preconcepția aveai. Ce... Cum era el, de fapt, cu tine? Cum a fost cu interacția cu tine? El cu mine a fost un om ok, dar te-am mereu în starea asta de anxietate și și Nu, tu și trăiai, panică. dar nu ți-o dădea el. Ți-o dădeai ți dădea singur. Să da. De singur pe faptul că tu știai că ăla a omorât-o pe măsa și a luat 25 de ani, dar tu nu știi ce l-a făcut pe omul ăla să o omoare pe măsa. Tu nu știi, poate, he had enough for, for what he could carry. Like, nu mai putea mai mult. Tu, -ai, tu nu știi background-ul, tu judeci doar fapta. Dar tu nu știi cum a simțit-o el, că el poate regretă adânc toată treaba aia. Poate că a judecat-o după, stai liniștit, nu există criminal de ăștia, nu cred eu, adică nu cred că există oameni să poată să treacă peste chestii așa, dar a judecat-o și el a... nu ți-a făcut nimic, nu... doar tu ți-ai făcut ție rău, tu l-ai da. cărat cu tine, i-ai cărat imaginea de criminal cu tine și te-ai speriat de tine, că capăt e, dar el nu ți-a făcut nicio clipă, nimic, corect? Da. Bine, am mai stat în cameră și cu alți oameni, am mai stat și cu oameni de la clanul spăitorilor, oamenii nu știau să citească, le citeam eu filmele noaptea. Da, dar nu ți-a făcut nimeni nimic. Nu. Exact. Pentru că nu faci, când facem nasol, ne gândim la nasolul ăla și avem o rezoluție și cred că la, la pușcărie n-am ajuns, sper să n-ajung niciodată, adică nu că sper, nu o să ajung fiindcă nu, am, nu fac lucruri nasoale, nu fac ilegalități, nu vreau să mă bag în așa ceva. Nu e zona mea, nu, eu da, Eu trebuie corect. să plutesc. Eu nu pot pluti dacă am o, o piatră legată de picior. Să respect legea și regulile jocului. Dar legile și... sunt, fără supărare, în esență. o parte... aparte. Legile cele... din România sunt proaste, total de acord. Sunt făcute astfel încât să fie, să te joci cu ele. Nu știu cum sunt ale altor țări. Tot o, tot o luăm cu România. Eu sunt convins că peste tot e tiparul, tiparele se respectă în toată lumea. Și alea negative, și alea pozitive, că oricum negativ și pozitiv sunt niște chestii cele mai subiective pe care le interpretăm noi în funcție de ce am trăit din nou, bla bla background. Trebuie să te gândești, trebuie să dai zoom out mult ca să poți să înțelegi. Și nu, suntem, nu putem să dăm noi oamenii zoom out. Noi nu putem. Nu suntem capabili să dăm zoom out ăla ca să înțelegem tot. Că am mâncat Eva mărul, că cine știe ce rahat, nu avem voie nu, dar legile din străinătate sunt făcute mai cu cap, adică sunt niște praguri, niște criterii. Dacă tu vinzi 100 de grame, ai pedeapsa asta. Dacă vinzi un kil, ai pedeapsa asta. Dacă vinzi jumătate de gram, ai pedeapsa asta. În România nu există așa ceva. Încă suntem conduși de un bătrân. Noi, în ghilimele. Atât am spus. Consideră sistemul un bătrân. E un bătrân sus acolo la noi, la români. E un bătrân care stă la geam și să uite, ia iar a venit ăla cu bicicleta sau bătrână, ce vrei, cum vrei tu. Hai să zicem bătrân că e stat și să respectăm uh, sexul. Um... Ia uite, a venit ăla, ce nasol, ba, mă face într-un fel, ce, ce, combinații face, a, la fumează iarbă, o, să-l de, sim să-l băgăm, de ce fumezi iarbă, bă, tataie, de ce, cu ai voie să fumezi iarbă, tragi cu caină, la pârnaie, toți la pârnaie, toți vă schidem, vă, ăștia, e bătrânul ăsta care conduce țara încă. Dar Și oamenii care moară, votează. O să moară bătrânul ăsta. Totul e făcut să se ducă. O să părăsească realitatea, nu o să moară, dar o să o părăsească, o să se ducă și o să vină o să moară frunza și o să crească altă frunză, verde. Și o să fie altfel, numai bine, altfel. Adică acum e așa, dar o să fie altfel. Și trebuie să facem pace cu cum e acum, cu bătrânul, da, e bătrân, e în regulă. Nu i panică. Mai stai cât cât o să mai duci. Adică nu cu răutate. O spui, da, mă, tata, e în regulă. Că, că, că fumați, -o. ok, nu fumez. Că vă duc la păcătea cu cocaine, te bag la pârnaie, nu-și plătești taxe. Ok, le plătesc. Ok, nu trag cocaine. Ok, nu conduc așa. Suntem bine? Păi, suntem bine, că n-am ce să-ți spun. Asta vreau eu de la mine. Și pe urmă, când o să fie mai liber situația, când o să fie altceva, nu mai bine, altceva, până la mea, o să fie ok și cu aia. Da, Pentru da, că o să asta, respect regulile. Asta gonește oamenii din țară, faptul că te să aștepți să moară bătrânul ăla și legile care sunt în momentul de față. Am nu cu... ei să gonești din țară, nu gonește asta. Fa. E cum interpretează ei chestia asta. Da? Și pleacă. e un regim asupritor și oamenii nu au chef să aștepte până se schimbă. De exemplu, cineva care merge la pușcărie, am cunoscut pe cineva, a mers la pușcărie, după care s-a dus în Olanda și a găsit un loc de muncă în Olanda și s-a dus acolo, a zis, să-i don't put up with your Sunt de acord cu tine că pentru tine poate să fie un regim asupritor. Eu, pentru mine nu e un regim asupritor. E un regim care, e un bătrân care e acolo, el zice, da, ba, eu respect ce zice el, nu fac ce așa, dar în rest nu stau cu bătrânul. Nu locuiesc cu el în casă. El e la geam, la mine. Bam, la unu. Ce nu fumai mai bă, nu o cocaină, nu conduce, plătește taxele. Da, tot, gata, ai gaci. Te pup, E totul bine? Da, când am. Și plec mai departe. pielea mea mă duc în viață. Nu stau cu bătrânul ăla. Tu îl pe bătrânul ăla după tine. Știi că era E o veche, an, na, nu știu, povestioară, dacă nu mă în, înșel cu doi călugări care vor să treacă un fluviu, un vol burat și văd o fată. Nu știu dacă ești la curent, în, în hinduism, na, în, în, Asia, femeile se consideră impure să pui mâna pe ele, nu era, sau se considerau, știi? Și unul din călugări este femeia să ruga de ea, ai, mă și pe mine treceți-mă și pe mine și... nu no. unul călugări a luat-o pe umăr și a trecut-o pe femeie, știi? Ei merg mai departe călugării, bam, bam, nu știu ce. Al doilea călugări n-a mai putut și l-a întrebat. Auzi, da, știi de ce ai pus mâna pe ea? Că știi că nu avem voie să punem, sau o... ai luat-o, ai cărat-o. Ce da, 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 eu am cărat-o, am trecut-o râu, dar tu încă o cari cu tine. Și tu încă cari statul ăla cu tine statul e cel care vine la tine dacă sunt de exemplu niște puști cu care... ce vine mă la tine statul? îți spun cu ce vine la tine statul sunt Ia. de exemplu niște puști care fumează niște iarbă în vama veche, vine okay. jandarmeria okay. cu lanterna, ce aveți aici, vă ducem pe toți la secție, confiscăm okay. marfa vă okay. facem la toți dosare penale okay. nu renunțăm la urmăria penală și vă purtăm nu, pe prin tribunal. ce vă povestești de astea? Normal că se întâmplă astea, normal că sunt. Se... e legea, n-ai voie să fumezi iarbă cineva e prins fumând iarbă să aplică legea. Dar ție, zi tu, ce-ți face ție statul, Vlad? Ție, adică, ce pula mea vorbești de alții? Ok, îți povestesc de mine. După ce mi s-a întâmplat chestia asta cu cocaina, Așa. am fost prins cu jumătate de gram de iarbă pentru consum propriu. Uh, și Dar era de... culmea să fie pentru... Bra... Bra... <laughs> să fie jumătate de deci gram de... Dau 0, 3, luana și 0-1 lui Alex și mai rămân eu cu 0-1 mâncați. Yeah, boy, petrecere! <laughs> Îți dai seama, jumătate de gram de cox și jumătate de gram de iarbă să fie un gram pentru trafic. Liftă, liftă. <laughs> Așa numesc eu cox cu banul, de fapt. Ceva să decolești, ceva să aterizezi. Liftul, nu liftul. Hop down. De fapt e cox cu Xanax. E... Asta e liftul pentru mine. Adică da, un fel e de pe, aia e, audio, cu daunăresc. I don't go there. Nu, adică, hai că vorbim noi și de fiecare că... e, Și în fine, ce-ți povesteam eu Oamenii pentru jumătate de gram de arbă Au vrut să îmi revoce suspendarea Să-mi dea pușcărie și pentru jumătatea aia de gram de cox Să îmi mai dea niște pușcărie și pentru jumătate de gram de iarbă Să se adune toată pușcăria și să mă duc la pușcărie și pentru aceste cantități cum de cantități. n nu te-ai dus? Ce s-a întâmplat? Am luat uh, 7500 de lei amendă penală Da, dar de ce? Adică ce ai făcut tu să nu se întâmple astea? Am fost judecat la tribunal pentru asta și am adus dovezi că bă, sunt un om integrat în societate, am un loc de muncă, Așa. am adus caracterizări Așa. de am la înțeleg. niște oameni care să le spună că bă, nu e un boschetar, nu e un om rău, și nu e pericol dat, social. nu, nu ți-au dat asta, nu ai luat pârnaie, nu, nu te-ai dus. A nu. fost o luptă întreagă pentru Așa. jumătate de și gram. Și ai învins, nu? Da. Ai învins. Și cum te-ai simțit? Nu m-am simțit bine, m-am gândit în alte țări. Păcat, m-aș fi simțit bine. Adică, uite, că tu stai și te gândești la ce putea să-ți se întâmple rău, dar nu-ți s-a întâmplat. Tu n-ai idee cât te trage aia în jos. Da, dar gândurile astea ți le faci și în timpul procesului, că durează să te ancheteze, dacă durează jumătate de ani, te gândești. Și dacă se termină? Adică, de ce continui să le cari cu tine? De ce continui să o ai pe fata aia pe umăr după ce ai, lăsă, după ce ai trecut râul? Pentru că, că te gândești Că dacă... Eu am lăsat-o jos. De ce? Adică, de ce? De ce te gândești? De ce că nu mai e? Nu te mai gândi! Nu știu, ai, ai post-traumatic stress disorder, cel mai probabil. Știu, dar ai, ai sindromul victimei așa un pic. Ești impresia că te abuzează lumea. Te abuzează cineva, nu te abuzează nimeni. Te abuzezi singur. Ai, e din copilărie ceva Dic da, yourself. dar ți se pare normal să vrei să trimiți oameni la închisoare pentru jumătate de gram de albă, nu-ți se pare deplasat. mi se pare că te-a amenințat că se poate întâmpla asta cel mult. Că nu, nu ți -a amenințare a o amenințare, e ceva gen să nu mai faci, că se poate întâmpla în momentul în care oamenii. Bă, da, mă... dar da, nu te-ai dus, adică nu s-a întâmplat Deci Da, de dar da, oamenii și-au dorit cu toată, și cu, și, cu, și... Toată, cu toată dorința lor. Am primit mai întâi 1500 okay. de lei amende de la Tribunalul București și Dicotul n-a acceptat. Da, asta bătrenu, au zis: bătrenu, da, au zis bătrenu, noi vrem zis eu, nu, te nu. la de, de, de la Și tu ai venit, bă, tata, stai un pic. Uite că nu e chiar așa. Bă, nu, eu vreau Așa, și ai venit cu niște chestii, nu? Ai venit cu dovezi. Bă, tata, uite. Mă da, sunt la facultate. În sunt, societate. mă la facultate. Sunt om la... Că am muncă, nu știu Și bătrânul, până la urmă, a înțeles, nu? Nu a înțeles. Bătrânul a vrut, a vrut curtea de apel CURTEA să de nu apel mă duc. Curtea de apel e bătrânul. Nu bătrânul? Nu, totul e bătrânul. Tot sistemul e bătrânul. Tot sistemul e bătrânul ăla de care te temi, tu e bătrânul. Și bătrânul până la urmă zice, da, mă, duce mă acasă, lasă, mă, duce te duce, duce la până Și tu acum vii să-mi spui că bătrânul ți-a ți zis la un moment dat, da, băi, fii atent că tu poți să te duci la până aia, ți-a și aia, ți-a și aia. Și tu ai rămas cu aia, cu ce -ți se poate întâmpla foarte rău. Și aia o car cu tine până aici la mine. Pentru că nu, pentru că nu se termină un lucru în momentul în care ți-ai primit verdictul. Tu Dar s-a un... terminat. Pentru tine, ce treabă ai mai ai? Uite, tu îți tu, tu, tu faci rău. Îți, îți povestesc cum ha, e rău. Le... Impropriu spus, te tragi în jos, te, te aduci la pământ. În loc să te lași să, să fii peste tot, tu te îngrădești. în. în... Nu, Eu le povestesc cu oamenilor legea din România ca să știe la ce să te aștepte. În România, dacă faci ceva, orice, și, și primești o condamnare pentru asta. Dacă de... nu-ți convine condamnarea, nu o fă. Nu de băga. Uită te băga! Uită-te care-s riscurile! Ce se întâmplă? Vreau să pot să stau la până, Să pregătiți să stau la părne. Nu, fă, prietene! Nu veni să te plângi după! Pires, what it Te duci uh, cu, uh, la cluburi cu marfă la tine? Tragi pe acolo? Te duci la baie? Pe, avea, t -t -t -când, dacă vine vreunul și te treabă ce ai în buzunar, ai! Ți-o asum, da! Am fost și am... Da, ce vrei? Pires, what it nu vrei să te ia? Nu te duci cu treabă la tine. Nu faci asta. Nu te pui în situația aia dacă nu-ți convine. Samuraiul, dacă nu putea, bă, nu pot să mă sinucid. Nu o să pot. Deci, pur și simplu, să mă armam. O, eu mă... Nu pot. Deci, dacă o să vină momentul să-mi iau viața pentru țară, eu nu o să pot să fac asta. Ba, picioarele, nu pot. Și eu, unul, cred că a fost un samurai care a zis, bă, eu nu mai vreau să fiu samurai. Mă duc în pula mea să culeg orez. Mă duc cu legorez un pic mai încolo, sunt țăran, că nu pot asta, nu vreau, nu, nu să mă sinucid dacă. Nu, nu pot să-mi iau viața. Sunt convins că a fost și unde asta ca să el alegorizăm în continuare povestea. Mm, nu, am, nu, am, acceptat mult timp asta cu itiz, oaridiz, it m-am gândit, bă, hai să schimb cumva sistemul. Și cum ai încercat tu, Vlad, să schimbi sistemul? Uite, astea este, mă bucur astea? că m-ai întrebat lucrul ăsta, este, este, un proiect în Parlament în momentul de față, se numește 3 grame Aha. și există și un site 3 grame. <laughs> 3 grame, tu te pielea mea. <laughs> Da, da, este <laughs> și de Vlad Zahar. Aici. <laughs> 3 grame. care chiar vizează cantitatea de 3 grame. Să păi, astfel, scrivina, cum ar fi să, 3 se, grame, să se gândit. numească 3 grame și să fie 2.5, să fie m-au țepuit iar da, 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 3 grame. Când că e 3 grame, e 2.5 grame. e, la asta. semnul ăla cu valurile, știi, da. aproximativ. Știi cum e netă. 3 grame. Așa, continuă. scuză mi s-a părut foarte amuzant numele. Și este în Parlament acest proiect în care se cer legi mai bune, adică pedepse mai mici și mai puțin deplasate pentru o cantitate până la 3 grame. Nu neapărat să se legalizeze, să explodăm sau ceva. Oricum o să vă o facem la un moment dat. Da. O să moară bătrânul e, sau nu o să moară bătrânul. O să vină ceilalți bătrâni. băia mai înțelepți. E dacă o să vrei fie o cale consiliu. de mișloc. O să fie un consiliu al bătrânilor la un moment dat, dacă nu moare bătrânul. O să fie un consiliu. Și vin bătrânii, știi, de peste tot. Băi... Păi, fiată, mă stau că. Nu, că nu vreau eu ce se întâmple asta. Nu vreau să consume a fumeze iar mine la scară aici, iarbă. Și bagă cocaină și băiau alcool și fut femei. Și fac de astea. Păi nu vreau, de ce și, și astea să se prostitueze, să facă bani? Păi de, de ce să vrem să facem asta? Ce? Pentru că aia știe ea, să facă și e bună la asta. Nu ne trebuie să cumpere lumea cărți cu nu droguri. Bă, nu Au să vină alți bătrâni și o să-l pună la masă pe bătrânul nostru. Sau nu? Adică poate să-l Pună, o să-l pună la masă, pentru că trebuie. Și explică, bă, tată, fii atent. Știu, ești bătrân. Unul o să, o să vină un bătrân mai înțelept, care știe cum să-l ia pe bătrânul nostru. Sau bătrânul nostru o să moare și o să vină un tânăr care să înțelege cu uh, uh, băia tineri. Zi? Asta trebuie. Eu văd în două feluri: ori schimb sistemul și legea ori, că nu ori... schimb, Se schimbă. Totul se schimbă, Vlad. Nu îl schimbi tu. Trebuie să-ți aduci aportul la un lucru ca să se întâmple. Da, dar tu-ți aduci pentru că, deja. Îl că, it already. El, da. You're doing it already. Și o faci și cu asta din, din Parlament. Da. Dar nu, nu. Nu cred că e bine. Trebuie să o faci foarte dezinteresat, cu o inima atât de liberă. Nu trebuie să o mai gândești că tu ai o misiune, te simți, tu vrei să schimbi ceva. Dar tu vrei să schimbi ceva la tine, nu la lume. Și la lume ca să nu treacă oamenii prin ce am trecut eu prin nivelul ăla pentru nici pentru mică Tu o nu cantitate ai treabă mică. cu lumea, tot ce vrei tu, tu, vrei pentru tine. O, ai 25 de ani, dar mark my fucking words. Tu ce vrei, vrei pentru tine. Știu că pare, că, adică că tu vrei pentru lume, dar e atât de în bios, acolo, scrisă treaba aia, că tot ce faci, faci pentru tine, Vlad. <gânguie> nu faci pentru lume. Și tu vrei o schimbare pentru tine. And I fucking love that. Și dacă la tine acum se traduce până o faci o schimbare pentru lume, that's nice. Dar tu vrei să schimbi ceva la tine ca să fii confortabil tu cu ceva nu la lume. Că dacă se schimbă lumea, tu tot nu o să fii confortabil cu tine. Eu mi-am dat seama că nu poți să trăiesc toată viața în ilegalitate, să, să fumezi iarbă, să-mi fie frică. Vai că vine la, dar ce aveți în buzunare? A, pușcărie? Păi v-am zis să nu, nu știu ce. Nu poți să trăiesc toată numai viața nu mai fuma pe stradă. În frica asta. Nu mai lua iarbă la tine. Nu mai taie rădăcinile fricii. Taie situațiile care îți pot genera acea frică. Fumează acasă. Fumează undeva, pula mea, e locul tău. Ce trebuie să... Da, mă duc în Ce străinătate să și tu așa... acolo. Da, dar nu ești în străinătate. Nu, ești Pot, po să mă duc în străinătate și să fumez, acolo ca și acolo. Aici nu ești în străinătate. Aici e bătrânul ăla care stă tot timpul. La fiecare geam e același bătrân. Și iese și miroase. Aoleu, ăștia fumezi să sună, să sună la băieți, să trimi băieții pe că fumează și pula mea sau nu știu Nu merge cu iarbă la tine. Nu te, nu te pune în astfel de situații și o să fii ok. Momentul în care... -te afară fumează. Momentul în care încerci să schimbi legea este... Ești afară și fumează. <laughs> Bine, mă duc afară să fumez în... e și afară și Ca fumează. la restaurante, nu se fumează aici, loc de nefumător. Ieși afară și mă întorc. Ieși afară și fumează. fumează. continuu Din momentul în care nu accepti lucrurile așa cum sunt, că Se Pare, și ți se pare deplasat, vei să schimbi lucrurile, să schimbi legea. Promovezi proiectul, le explici oamenilor Că e mm. teaba să nu creadă că gata, ba, legalizăm Olanda acum. Mm e o cale de mijloc în care, bă, 3 grame nu este chiar atât de serios, nu-ți face nimeni dosar penal, nu te trimite nimeni la pușcărie nici dacă și-ar dori. Nici dacă și-ar dori dicotul cu cea mai mare dorință, cu cel mai mare foc al inimilor să te trimită la pârnaie că vezi, Doamne, ai 20.000 de antecedente penale, chiar dacă și-ar dori din toată inima lor, n-ar putea să facă asta pentru că legea nu permite așa ceva. Și da. lucrul ăsta salvează oamenii. Uite, este, este tu ești or... la momentul în care vrei să schimbi lumea ca să-ți fie bine. Dar o să ajungi la concluzia că trebuie să te schimbi pe tine ca să fie lumea bine. Fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Eu atât îți spun. Ce am zis acum? Crezi că lumea e problema. Problema, impropriu spus. Și e mișto războiul tău. E genial. Că e pentru că la e războiul nostru. Și eu, adică și eu îl duc, evident, cu mine, că am lucruri cu care nu sunt ok și mă lupt cu ei și mișto îmi place lupta aia, că după aia cresc, am rezoluții. It's nice. Adică fă ce e de făcut, schimbă lumea, tu, cum o vezi tu. Fă ce e de făcut, nu vin să-ți spun nu fă, bat în contră, vin să te susțin, fă -o. Dar vorbim peste 10, 12 ani, 13, Susții și tu proiectul cu 3 grame? Îl susțin dacă e, adică da, sunt de acord cu ideea. Dar și mie, dacă e să o iau așa literal, da, e aberant. Bătrânul ăsta e aberant al nostru. Nu, bătrân. e puțin deplasat. E păi, adică bătrân, furat, e bătrân dat mă, dat cap, tata, e bătrân. -a, -a, e bătrân. N-a fumat până acum. El n-a fumat. E un bătrân frustrat. E un bătrân care și-a și-a băgat supreș chestii uh, de nu, eu nu fac asta, că eu nu. Eu nu, eu nu fac asta, că nu. Nu, eu nu. A, a zis prea multe nuuri. E un bătrân care zice multe nuuri și puține dauri. E ideal să zici multe dauri. Să fii în situația în care să spui da. E mișto să, spui situația, să te pui în situația și acolo te pui de multe ori. Nu ajungi. cum te pui și în situația în care îți spui nu. Ești acolo unde nu trebuie să fii, că spui nu. Bătrânii când văd pe cineva că se duce la pușcărie pentru jumătate de gram de arbă, zic de impula mea de drogați că merită. Cineva mai tânăr care a crescut în mediul ăla cu prieteni, cu oameni la fel, zice bă, dar erau prietenii mei, erau niște oameni buni, erau o parte din societate, nu meritau așa ceva. Ok, au greșit, dar nu le tem capul pentru asta. Are mai multă empatie, mai multă milă, mai multă înțelegere, mai multă umanitate. Nu este un om care dă în cap înainte să cunoască. Bătrânii asta fac, n-au văzut niciodată, n-au fumat niciodată, nu cunosc, hai să în capul. Da. Asta e okay. mentalitatea Și tu de dacă bătrân. știi asta, e vis bătrânii. Nu te pune în preajma bătrânului în cu bămare. Da, nu încălca legea, încearcă da, să da, o schimbi, dacă, eu așa dacă o văd. știi că așa e bătrânul și bătrânul e șeful nostru, ai grijă, pula mea, nu, nu mai, nu nu mai fă ce face, ce îl deranjează pe bătrân. Și ai poveste. Tu tot poți să o faci, poți să o fumezi, poți să fumezi la tine acasă. Poți să fumezi, te duci la munte, pe terasă, nu e nimeni, pula mea, fumezi. Poți să fumezi în vârful dealului la țară. Poți să fumezi unde... În... Poți să o faci. Ce le-am recomandat oamenilor? Hai să schimbăm legea, nu să o încălcăm. Să ne, să, ne, să, ne, să ne riscăm în continuu, în continuu, în continuu, infracțiune, infracțiune, ilegalitate, ilegalitate. Dacă faci asta Și de e sute de ori... minunat. Vrei să-ți faci viața mai tine. ușoară. Da. Da, da dar... Dacă tot ce azi de 100 de ori, hai că țin iarba la coaie când mă întorc la dealer să fugi okay. acasă de 100 de, de ori, 200 fight de ori, 300 de ori, 400 de ori, te-ai ars la un Fight da. for it. Fight nu? for it. Dacă fight for da, eu te susțin. Susțin ție lupta. Nu-i lupta mea. Da. Să ne înțelegem. Da, Dar eu, susțin ener, eu pun energie la energia ta. Da. În lupta asta. Că te văd decis și și mie mi se pare ceva ok. Și te susțin pe tine la lupta asta. Dar nu-i lupta mea. Da. Că eu dacă am luptele mele, eu nu te sun pe tine. Adică chiar, adică eu personal, poate sunt pe alții. Bă, hai să particip cu mine la lupta asta, că nu duc singur. Dar e lupta ta și te susțin. Sunt lângă tine, lupt S -s -s cu tine. Sunt niște oameni care ies în față pe lupta asta și sunt alți oameni care susțin lupta altor oameni pe, pe asta. Cum sunt oamenii care su semnează proiectul sau dau share sau fac alte lucruri ca să susțină asta. Gen, sunt, sunt okay, Eu îți da la chiar dacă, da, eu da, da, Nu o să acord. vin să-ți vorbesc Să vorbesc lumii Că nu Dacă credeam în asta M-apucam eu Și o făceam da. eu Sau ceva e, da, Dar sunt lângă tine Când o spui Și îți dau încredere Îți dau Îți mă, Îmi focusez energia Să se Blenduiască cu a ta Și să fii mai șmecher În momentul în care Îți expui Lupta În momentul în care Lupți Eu te susțin Sunt lângă tine fratele tău Dar atât Adică nu Nu o duc eu It's your fight. Corect, corect. Și trebuie susținută de oameni ca să se vadă că nu sunt doi oameni care fumează iarbă și gata, asta e toată România. E un fenomen social. Oamenii tinerii fumează iarbă. Sunt foarte mulți oameni și e o chestie care privește societatea. E un interes social. Nu e ceva așa. În același timp oameni. sunt foarte mulți oameni care nu fumează iarbă. Da. Știi, nu? Adică nu e ca și cum da, <laughs> dar dacă i-ai adică... băgat pe toți la pușcărie păi, într-un scenariu da, nu, înțeleg, de, înțeleg, distopic înțeleg, de 1984 dar, dar din nou revin la universul ăsta care ai construit cauză-efect trebuie să știi efectele la ceea ce se întâmplă dacă faci aia, trebuie să fii conștient și dacă îi vrei să fii nestresat te pui în afara efectelor te pui, nu te pui acolo în situația asta de te vadă bătrânul nu ți faci joint sub geamul lui nu tragi cocaină acolo, nu nu te prostituezi acolo, sub geamul bătrânului, dacă chiar vrei. Poți să o faci, dacă vrei să o faci. Că nu e ca și cum omori pe cineva. Nu vorbind de o crimă oribilă, fumezi un paim, da. la, tragi o linie. Înțelegi lucruri despre tine într-un final. Înțelegi că ești prost și că nu te poți lăsa și asta e o înțelegere. Corect, dar unele pedepse sunt mult prea mari, adică nu zice nimeni că oamenii nu greșesc în viață, dar, dar unul. Dar cine am... spune că sunt mult prea mari? Adică des what she said. <laughs> Într-un fetiș bizar cu multe pedepse. <laughs> da, e, Dar explicăm ce. Cine zice că sunt prea mari? Tu zici, nu? Da. Tu consider că sunt prea mari pedepsele. Da. Și mult prea, și mult prea dure și disproporționate cu lucrul făcut. Mm -hmm. Ok, și. Ok, și eu vin și zic, da, mă, sunt mult prea mari. Și trebuie să zicem mai mulți că, Și crezi că îl convingem pe bătrân, nu? Unul adică ajunge, ne strângem mulți și batem la ușă la bătrân asta Și mă simt, foarte, mă simt foarte mulțumit cu mine însumi Pentru că am luptat și pentru că am încercat Și ai did mai shot. ai tried mai șat În loc să da, da, zic da, da, sim, da și sim, un bruc... sine de luptător că ai, ai fight for it and I did am, am, făcut ce, tot ce am putut pentru asta. Scuzați, rongleza, dragi ascultători. Înțeleg perfect. Doar ce Ți-am zis ce mi se pare că pui cumva, cumva, ce nu înțelegi tu e că o faci pentru tine. E lupta pentru tine, în primul rând. Și că pare că e camuflată într-o luptă socială și că o faci pentru alții, dar o faci pentru tine. Adică, asta vreau să fii conștient. Că tot ce faci în viața asta, faci pentru tine. Da, dar sunt oameni care rezonează. Pentru cu ceea tine, e propriul sus, pentru, pentru a-ți împlini, te a Dorința împlini pe visuri. tine, pentru da. a te împlini pe tine, pentru a-ți bifa o căsuță ție. Tot. De la crescut copii până la iubit, până la a sta cu femeia ta. Faci pentru tine. You're not doing shit for anyone else. Atât am avut de zis. Fă în continuare pentru tine asta. O să continui să fac asta. Foam. O, Foam. o, susțin până la capăt. Le-am zis și oamenilor, și dacă, bă, și dacă pică proiectul, îl mai, îl mai depunem o dată. Chiar am trebuit, dacă pică proiectul, se mai poate depune o dată, dar cum să nu? Încă o dată. Încă o okay. dată, și cu mai e tracțiune. Cum să nu? Bun. You do that. Să mergem mai departe. Bun. Ia zi. Ți-ai scos pe un podcast frumos. Nu? Da. M-am luat de la discuția asta. Um... Zim, ce vrei să mai știi? Ce-aș vrea eu să știi? Aia ajunge mai încolo. Zim, ce vrei. Tu să știi. Ce ai, vrea, ce ai vrea tu să știi, oamenii? Ai vrea să povestești despre perioada ta mie din nu 20 place 2023? Nu, să vorbesc despre mine, nu-mi place să povestesc. Am, mie mi îmi plac moralele poveștilor, nu-mi plac poveștile în sine. Îmi place să desprind o morală din povește. Dacă vin cu ceva, eu cu aia vin. Dar omit povestea, că e plictisitoare. Ok. Fac cumva și ajung la moral. <laughs> asta, eu așa sunt. Și nu vorbesc despre mine. Crezi că suma vicilor, într-un fel, e mereu constantă dacă lași ceva, o să te apuci de altceva nu. și tot o să fie? Nu. Nu. Tot timpul te vei apuca de ceva fiindcă ești nemulțumit de tine. Adică nu-i, n-ai rezolvat cu tine niște chestii. Nu poți să stai cu tine singur, de-aia tot faci lucruri. Dacă tot bagi, tu nu poți să stai liniștit cu substanțele alea în jurul tău, fără să le bagi. Sau... Pentru că nu poți să stai cu tine. Sau încerci să compensezi din alte lucruri, adică știi că problema ta principală asta e, dar zic, nu, nu, poți nu să e problema ta, nici... problema ta nu... Întrebarea mea favorită e întrebarea lui Fimea. De ce? Nu, problema nu sunt drogurile. Problema e de cele ei. Trebuie să te întrebi de cele ei. Ce substituie? De ce ai nevoie de ele? Că nu te naști drogat. Nu te naști cu iarba în bot, cu coxul, cu pula mea, nu știu ce. De ce le ei. Întreabă-te. De ce le iau? De ce? Da, de ce? ce, ce, ce... așa, întreabă-te, caută-te, și când citește, găsești caută răspunsul la alții. ce faci? Când, când te... găsești răspunsul, ce faci? Dacă răspunsul e, îmi e teamă de singurătate. Îns... Da, păi de moarte, adică. Ne e teamă la toți de un singur lucru și anume moarte. Iar moartea se manifestă în diferite feluri. Moartea pentru unii se manifestă în ai, ai părăsi iubita, ai muri pentru ea. Și simți că mori, simți că e moarte aia dar renaști după moartea aia. Trebuie să mori pentru tot. Trebuie să mori să, -ai nicio, să nu ai nevoie de nimeni. Atât de moarte trebuie să ai în viață ca să te liniștești. Trebuie să simți, deci să, să, să n-ai de ales. Înțelegi, să ajungi să nu mai ai de ales. În clipa în care nu mai ai de ales decât să stai cu tine, o să stai cu tine și o să devii confortabil și o să ajungi să te iubești și atunci o să începi să iubești și lumea. Lumea din jurul tău, toată lumea, nu oamenii, lume, lume, masă. Oamenii, apa. în general, au ajuns la răspunsul de ce, de ce consumă droguri. Dacă, de exemplu, fac terapie sau fac alte lucruri, ajung la un moment dat la răspunsul la de ce. Dar ce fac după aia? Pentru că faptul că ai descoperit cauza nu înseamnă că gata, nu mai fumezi de mâine. Doar ai descoperit de ce se întâmplă și o să continue să se perpetue lucru, perpetueze lucrurile ăla După ce descoperi cauza, ce faci? Te supui singur la lucrul ăla în continuu și în continuu ca să-ți dai seama că nu e atât de rău? Începi să trăiești în singurătate ca să-ți înfrunzi teama de singurătate? Da! Trebuie să dai ochi cu, cu taurul, prietene. Orice-i face, nu merge altfel. Da? Stai cu tine singur, nu mai fuma, stai cu tine singur fum, sau fum. Știi că mai, eu mai am o variantă pe care o mai folosesc, nu știu dacă o să o mai folosesc, dar am folosit-o mult de-a lungul vieții mele. Îmi dădeam de nu mai puteam. Deci când voiam să-mi dau, îmi dădeam de mi să făcea greață. Cu depinde ce substanță. Ce, ce, ce era atunci pielea mea. Dar îmi dădeam mâncația și dacă trăgeam, eram, voiam, nu știu, aveam cocaină, îmi dădeam până, până se dă, termina. Până, ta da, mult, gen, să fi, a doua zi max, să nu mă mai halesc a doua zi. Să mă trezesc să fiu ce, ce am făcut, să-mi dau ceasul peste cap, cumva, un pic. Nu știu, da, adică nu știu dacă poate toată lumea, nu, nici nu vreau să i îndemn la asta. Dar la fumat, la fel, fumam până nu mai... Până stau în reală, stau dormeam, dormeam fumam și a doua până Nu mai haleam să fumez. Dar asta eu. Nu vin să vă spun că e o metodă. Nu vin să o propag ca metodă. Dar se întorcea la un moment dat, nu ia de parcă se termina fumatul după aia. A doua zi nu mai fumai, a treia zi nu mai fumai, a patra zi se întâmpla din nou. Trebuie deci, să eu. mor toate morțile ca să fii liber toate morțile care te țin, toate... Nu știu cum, trebuie să mori mult în viața asta ca să nu -ți mai... ca să râzi la moarte. Și trebuie să te părăsească, trebuie să te facă de căcată aia, de te iubesc, trebuie să, să înțelegi că aia e, adică trebuie să mori mult ca să te lași de droguri. <laughs> trebuie să mori mult înainte ca Cum să ai le defini le -ai. să mori mult, să-ți influenți toate fricile? Da, 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 trebuie să faci pace cu tine ca să nu mai fumezi. calea ele te ajută să faci pace cu tine. Te ajută să nu mai să nu mai fii supărat pe tine într-un fel sau altul. Să nu -ți mai ai lucruri de reproșat. Bagi sub preș, ba, mai băgăm ceva, mai crește preșul, dar te împiedici de preș. Și trebuie să ai o discuție interioară cu tine însuți, bă, de ce trebuie sunt să... Trebuie să ai mereu. Dacă pot prolifera ceva, este trezești cu o oră, o oră jumate înaintea casei, trezește-te noaptea de vreme sau când poate lucrezi de noapte, trezește-te cu o oră jumate mai devreme decât lumea, să ai tu timpul tău cu tine lumea trebuie să stea cu ea mult, să se obișnuiască să stea cu ea și în clipa aia nu o să-ți mai trebuiască nici droguri atât de multe și e un proces oricum, nu e ceva să nu pară ca și cum pentru ab șet, adică am luat am toate substanțele le-am încercat 20 de ani, adică am fost 2 ani, mi-a căzut un dinte în mână de la cox, adică am avut 2 ani violenți de, de, cocaină. Nu știu, s-au întâmplat lucruri, adică pentru șed, da? Dar dacă pot, doamne, cumva să zic un lucru e că nu știu, cea mai mare pace în psihedelice o găsești. Ele te adică ele te duc am, am, am microdozat psilocibin destul timp și pot să-ți spun că m-a ai rămas cu ceva după aia am rămas cu înțelegerea înțeleg how shit works înțeleg cum funcționezi tu înțeleg Înțeleg. nu, nu mă mai sperie nimic Nu mai mi dacă se întâmplă răul înțeleg că o să fie bine după o să fiu mai mașmecher am plâns anul trecut că tu mai mai tot invitat, dar n-am putut să vin pentru că anul trecut a fost unul din probabil cel mai un an de răscruce pentru mine, cu multe chestii, cu survivorul, cu depresie, după cu... Am fost la speak după survivor și am vorbit, dar nu eram pregătit. Uh, dar nici nu vreau să intru prea mult. Dar anul trecut am suferit, am plâns mult, am am, m -am, m am 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 refuzat multe, nu voiam să accept, dar până la urmă le-am acceptat. Am acceptat, am, mai, am murit de multe ori anul trecut. Și acum ați liber. A fost așa rău, Survivor? A fost, a fost rău pentru un om ca mine. Dar nu a fost rău fizic sau a fost rău psihic. Dar în același timp a venit cu revelații. Am venit cu înțelegerea o, faptului că eu nu trebuie să mă pun în astfel de situații. Eu nu trebuie să stau. Eu, eu sunt un om care. și cred că toți oamenii ar trebui să nu stăm cu oameni care. Cu care nu rezonăm. Deci asta a fost oameni aceea, ce... cu aceeași vibrație, care n-au vibrația noastră, oameni care clar nu înțeleg ce spunem, sau noi nu înțelegem ce spun ei. Adică, sau înțelegem, dar nu înțelegem cum de nu înțeleg ce spunem noi. Nu trebuie să stai cu asemenea oameni. Înțeleg că muncile noastre ne constrâng să ajungem în astfel de situații. Și pușcăria. Și să stai pu... cu oameni care nu rezonă și nu te înțelegi și sunt mai mult mereu mine pota. Da, sau, de fapt, poate asta mi-a făcut survival m-a pus. Poate asta mi-a arătat că stau și îmi fac rău, știi? Și eu am înțeles personal că nu, nu vreau să mă mai înconjur de oameni. sau, sau acum sunt pregătit nu știu, cred că-s pregătit acum să mă înconjori și de oameni fă care nu-i Atunci nu eram pregătit. Ei, Anul trecut nu eram, dar am învățat acolo că trebuie... Adică am învățat cum să simte. Am memorat emoția aia nasoală, emoția aia de overwhelming, energetic, de, de teluric, de tras înspre pământ, de îngropat până la gât în moloz, metaforic, bineînțeles. De, de... Și am înțeles-o acum. Și cred că-s pregătit să o... În... Da, acum cred că sunt pregătit să o duc altfel. Știi? Da, uite, ce mișto e, revelatoare discuția. Nu? Dar în același timp nu mă pun voluntar în așa situație. Nu mă duc să stau cu oameni pe care nu-i cunosc și să încep eu să fiu deschis cum am fost acolo. Știi? sau poate o să o fac, nu știu e, uite, e așa, se, așa se simt și oamenii la pușcărie când se duc, nu, nu rezonezi cu majoritatea oamenilor știu, tu dar poate ajungi, ești... ajungi să n-ai de ales și da, tu ești, a... un, tu ești da, da. un student care vinde droguri tu în facultate tu nu crezi că crești la pârnaie cumva? nu nu, nu crezi că crești? Nu, tu nu crezi? crezi că crești? Nu, nu crezi că ai șansa de a crește? Cum te, ți-a provocat Survivor-ul acel mă, PTSD? Nu crezi că ai sau... șansa de a crește? Crezi că unii cresc la apunăi? Crezi că e cineva care crește la apunăi? Sau crezi total că nimeni nu crește și toți să dau un Sunt foarte puțini, nu ai da, 100%. Da, dar sunt foarte puțini, sunt eu o -aia excepție. Eu nu aia cred. Eu eu, eu... da, dar uite cum te a lăsat pe tine survivor cu lucrurile astea. Și poate aia a fost cel mai greu lucru pentru tine, nu faptul că ai departe de casă sau că făceai autostopul aia -a la Peruvia. Nu, fuck it. nu, nu că nu făceam autostop, confunzeasia cu cu survivor. Cu survivor. Okay. Nu, 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 nu. E în regulă. Nu, nu pur și simplu cum am simțit-o eu cum am, cum am fost eu nemulțumit de mine că trebuia să pot mai mult că treia să duc mai da, mult da, da, alea, alea le simt și la pușcărie că puteam să fac altceva exact, cu viața exact, mea ce exact, retardat m-am trezit, trezit m-am dus la terapie m-am dus la terapie după pe urmă am avut o situație cu nevastă mea care m-a făcut să trebuiască să rezolv niște meciuri cu mine și de atunci mi s-a deschis fovul am fovul 180 ei, văd și acolo și acolo Văd 360 în ghilimele Văd, din propriu spus <laughs> Nu știu cum să te explic, sunt liber Tu înțelegi ce vreau să spun da. you hurt me no more. Nu mai am niciun atașament Sunt eu eu, a, eu cu cine mai e în capul meu Că e cineva care e în capul tuturor Și mulți îl ignorăm oi Ignorăm Conștiința, vocea, Dumnezeu Pula mea, cum vrei tu să-i spui? I don't give a eu vă fac spune cum vrei. Crezi că era acolo. și în capul tău aia cu oamenii care nu rezonează cu tine și te duceau și gândurile mai jos și mai jos? Gândurile pe care tu singur ți le făceai, nu oamenii îmi, în sine părea... care îți băgau degetul? Uite, cu asta. foarte bine spus. A, am plecat, adică, cred că atunci când am plecat acolo îmi păsa mult de... Adică îmi construiam, -am, eram încă în punctul în care îmi construiam imaginea și din părerile oamenilor. Mereu, -am, mereu am avut o tărie extraordinară în a crede în ce cred eu ce cred eu, cred eu, eu cred asta și atât. Dar în același timp îmi păsa să mă vadă lumea mișto, să mă vadă și cred că da și da am suferit. Dar după -am, -am, murit. Am murit în punctul ăsta de vedere și nu mi-am. Am murit, gata. Nu mai contează ce crezi. Nu, nu, mi pasă ce crezi tu. Ok. Nu-mi pasă ce crede nimeni, nu-mi pasă ce zic fanii mei. Eu fac ce fac eu, ar arta mea e, e a mea. Mă sparge pe mine Eu plâng de multe ori când scriu Mă sparge pe mine O să-i spargă și pe ei Dar pe aia care Care vibrează cu mine acolo nu sunt pentru toată lumea Nici nu-mi doresc Sunt pentru aia care vibrează cu mine acolo Care simt ce-ți spun eu acum Care percep vraja Din cuvintele astea Înțelegi Vlad? Da Deci te-a dus în jos Dar te-ai și recavărit după Nu există jos fără sus Nu există cald fără rece Ți-e cald. Tu îmi zici, mi-e cald. Ce înseamnă că ți-e cald? Că mie nu mi-e cald când ți -e ți-e cald. Ala, și eu zic, mie nu mi-e cald, ăla nu e cald. Ne certăm? Că tu zici că e cald, eu zic că nu e cald. Nu, e o chestie e, e Totul e relativ. Totul, prietene. Și binele, rău. Universul nu știe bine rău. Ce vezi, vestul mintea asta imensă nu știe bine rău. Leu, când prinde antilopa, n-a fost un leu în viața lui care stă... Bă, mâncați aici, dar stai un pic, că este rău să omor această antilopă. Fac rău, curge sânge, practic cineva o să plângă, o să mama acestei antilope care va plânge că da, dar și eu că... e rău să fac asta. Crezi că s-a gândit vreun leu la asta sau s-a gândit să hrănească pui? <laughs> suntem mai superiori de atât de un om cu cât e mai suntem inteligent. Suntem mai superiori de atât what the fuck suntem super, suntem super superior. suntem superiori, suntem mai proști decât animalele și decât copacii 2000 de, de ori, că avem că, că ne punem, adică că nu înțelegem că suntem. Adică suntem, mă, boss suntem, dar nu sunt, adică ne fură mai asta. Ne fură ne fură iluzia asta, prietene. Ne fură, ne fură solidul mesei. Ne fură ne fură, ne fură chestii, dar nu e asta. E în spate toată șmecheria. Când ajungi să vezi tiparele, înțelegi cum curge. Tot când matricea, nu știu, pielea... Da, mea. dar animalele nu rulează atâtea sute de gânduri în capul lor. Eu, eu înțeleg ce ai cu gândurile. Și ce gânduri ai vrea vreau. să ruleze animalul? Ai nu știu. vrea ca leu să aibă asta? Nu. Să leu să nu. se întrebe dacă nu. să mănânce antilopa? Ai vrea asta? Să... Nu. Ai un, om, ai... un om cu cât e mai inteligent rulează mai multe gânduri în da, capul da, lui și are om, alte valori. Un om omoară alt om fără să se gândească la asta, nu? Adică un om stă cu pistolul și îl împușcă pe unul și îl omoară negândindu-se dacă e bine sau rău. Există oameni ăștia da. care fac probabil as we speak, dacă calculăm. Dar pori... tu, nu de, nu, tu nu te identifici cu oamenii aia, cum poate nu te identifici. Tu ești oamenii aia. Nu, Les nu, tu, nu tu, tu nu te Ai... identifici cu oamenii aia. Tu, de exemplu, nu te identifici cu oamenii de la Survivor și zici că nu rezonezi cu Dar nu mă identific. Dar nu că nu mă identific cu nu, nu mă identific cu modul lor de a percepe ceea ce făceam acolo. Chestiile astea, adică nu, nu mă, știi cu ce nu mă identific, de fapt? Cu ce, ce m-a durut rău? M-a durut faptul că erau niște oameni, nu îmi dau eu nume că nu sunt omul, dar erau oameni care păreau să înțeleagă, să dădeau înțelegători a unor chestii care țin poate un... Hai să nu zicem ezoterice, să zicem exoterice. Cât de cât pe înțelesul lumii, dar, să, dar funcț... făceau exact invers. Înțelegi? Adică aveau, aveau inteligența de a, vede, de a vedea și totuși făceau nasol, adică făceau invers decât flow, adică doar pentru că voiau ei să facă invers. Da. Eu asta acuz cel mai rău, adică dacă ești prost și rău, mi se pare perfect normal. Că nu înțelegi, nu știi lucrul, n-ai înțeles cum. Nu po dacă nu poți să privești în profunzime, te înțelegi că ești rău și faci nasoale. Și sunt ok cu tine. Dar dacă tu ești inteligent și ai capacitatea de a vedea, dar tu vezi și o folosești exact invers we fucking got a problem there. Adică, în primul rând plec, că nu așa, dar dacă e, sunt anumite situații în care mă războiesc cu tine. We go to war. Sunt Sfântul Gheorghe. Okay. Nu știu cum am ajuns aici. E minunat podcastul tău. Să-mi bag, știam de ce trebuie să vii. Că îți spun întrebările astea și le continui a, și te duci în lucruri mai deep și mai deep păi și mai deep. eu am venit la tine să-ți explic ce fac drogurile. <laughs> și după aia ne-am dus la lege la drogul e deschid fereste în tine da. dacă ești atent la ele dacă le iei doar ca să-ți îngropi lucruri de desubt, cum mă fumam eu și mă chinuiam să fumez că eram, iar fumez, vină, multă vină nu e bine să faci eu fumez de plăcere asta, nu o fac, mamă, fumezi țigări să moară măsa o fumeză, de... adică trebuie să o faci cu inima deschisă și să o faci ca să vezi ce ți-aduce cum crești. Și când nu-ți mai aduce să le oprești. Da, ar fi ideal. Ar fi ideal. Dar o să-ți aducă mereu doar trei să le rărești. Trebuie să bei puțină o travă ca să devii imun la ea. Puțină câte puțină. Și devii imun la o travă. E ok. Poți să faci asta. Nu te otrăvi non-stop, că nu o să mai fie fan. Adică eu când fumez un pai din când din ban în paște pielea mea în ultima vreme, bă mă cați, aș râd. Deci m-am dus odată, nu dau, nu zic cu cine, dar m-am dus într-un mega. Deci am niște acolo, i-am zis, bă, trebuie să ies să râd. Deci mă scuz, du-te tu cumpără, eu ies un pic să râd. Te și am stat 5 minute, boss, am râs ca prost afară. Și pe urmă am încercat să râd, am încercat să intru și ăla râdea și ăla cu care eram și m-a bufnit și pe mine râsul și plângeam, râdeam așa la intrare ca prost, ești nebun, râdeam cel mai pur râs de șase ani, de copil de șase ani. Știi? Și erau vânzătoare, mai că nu știu, ce nu știu, plânge, râde, și nu ne dăm seama. Știu, pare, știi, din afară, poți să vii și să zici, mamă, uite ce drogața. a fumat iarbă și râde. Bă, dar tu știi cât de, bine, cât de bine mă simțeam? Adică era așa. Da, corect. Era, era puritatea rău râsului. Era puritatea aia. De... Nu mă cuiai pe nimeni. era Te simțeai bine în pielea ta. Era, era, era mișto. De era om. o vibrație frumoasă a ceea ce se întâmpla. Nu știu cum să explic. Dar ideea e nu abuza de ele că o să înceapă să-ți -o, ia. Nu o să înceapă să-ți să să dea. Că coxul îți dă, îți dă zeamă, îți dă mamă, cum fac treabă, să zicem că ești corporatist, bag, eu uite cât am făcut, bam, 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 eu uite, fac aici, dar în timp îți mănâncă calciu, -am, ți se deschid -am gingiile, asta, îți cade în adi... coxul. Nu agită prea tare nu și nu mai pot să stau la, să, să, să clicuiesc nu am, în continuu. Nu-s corporatist, n-am făcut niciodată treabă, nu pot să creez pe cox. Coxul mi se pare cel mai non... Adică e anti... Uite, hai să explic. E o clasificare, e una dintre. Mie de. nu pot să mă pun, o să, o să -mă scriu, mă un pic. O să fac altceva. ascultă un pic. E o clasificare a, a substanțelor. Ele sunt, Una din ele sunt foarte în N și pe chestii, în N și pe variații. Dar sunt ego-boostere și ego dissolver. Da, psihedelicele ego dissolver și coxul ego booster. Și iarba e ego booster. Și amfetaminele. Mult dopamină în, tine. Sunt niște, a, sunt niște uh, aparate de mulți dacă, dacă receptorii tăi de dopamină ar fi uh, uh, gen... Uh, ar fi țâțe, deci ar fi un mă mulge la ele Continu, continu, continu d Da, doua zi plec. nu mai ai Adică ești deprimat că nu mai merg ugerul, da. Că să ai subtieri și pentru azi Am o piesă, Mădălina, dragoste pe datorie Amfetaminele funcționează la fel Nu-mi plac, nu mai pot Adică nu, nu, mai nu mai, nu, nu, mai îmi dă, nu mai îmi dă, nu mai scad vibrația, mă, mă bag în corpul meu, sunt aici, nu, dar eu sunt peste tot. Adică a fost noi momentul suntem lor pentru tot. asta și ai trecut în, în, altă etapă a vieții tale. Eu asta, eu asta aș Da, nu zic că se mai întâmplă uneori să-mi dau o, o, dungă, cine știe, la vreo petrecere, o nebunie, mă ia, mă apucă, nu zic nu. Știi? Dar o, nu mai... Nu, adică o fac Dă-mi vibe, dă-mi bam, nu pentru ea. Nu mă... A zis cocaină, să mamă, am cocaină. Acum o să trag, mamă, trag, bem, mamă, cum e cocaină. Nu mai ia highlight-ul. Ea face parte din, e ingredient, iar e, e de condiment, iar. Dar rar, adică, că de, cele mai, de majoritatea ori nu sunt la modul, nu, I'm not going there, sunt bine așa alcoolul, iar eu nu sunt, nu sunt cu alcoolul da, nici mie nu place, nu mă bagă sunt, la somn nu sunt datorită, da? datorită coxului datorită coxului am, am băut mai mult la viața mea să zic așa că îmi place combinația de uh, asta, coxetanolul ăla de să, trans, de să formează din ele două, e mișto senzația că coxul te strânge la un moment dat și Alcoolul te deschide, alcoolul lasă strâmtoarea liberă, știi? Nu, modul... nu mai simt alcoolul de la Cox. Beau și nu simt nici, nicio beție și adevărat. mă trezesc, mă a doua nu. zi și rămân Dar... ce e asta. Unde a fost beția? Băgam. Deci, noi băgam ca să vorbim. Deci, la noi, petrecerea pe Cox, meu mereu a fost gen rom cu cola, cu farfurie și vorbim. Vorbim de astea, deep, vorbim despre om, desfacem omul, filozofăm. Noi asta făceam. Nu au fost trei sau ceva. Nu, no, eu nu pot să, adică nu mi se pare un drog de petrecere. Eu nu, nu mi se pare că tragi cocaină și petreci, te dansezi sau pula, I, I never did that. Nu pot să mă duc în filmul ăla cu el. Nu, îmi vine să vorbesc, îmi vine să sap în mine, îmi vine să să găsesc concepte, să le leg, să leagă mai repede. Merg mai repede sinapsele. Ba, mamă, ci, da. Și gâdsești, vorbești, discuți, tot felul de chestii. Asta făceam eu pe Coxel. Nu i de petrecere. Dacă vrei de petrecere, ia o boabă bună, pula mea, și te duci la Sunwaves. Dar da, ești conștient ce faci, da? Te, mă duc la Sunwaves, ia o boabă bună, intru un film ăla și mă, nu încep să te gândești, mama, ia o boabă sau... Te, trebuie să știi foarte bine ce faci, trebuie să te pui în situația aia. Știi, să știi fiecare drog ce face. Da? Să există o educație în sensul ăsta. Și iar mai e ego booster. Să n-ai vreo clipă impresia că nu e. Ego Mie îmi provoca multă anxietate, Uidu. Simțeam eu că fac ceva greșit și că toată lumea se uită la mine. De-aia am văzut-o mai mult ca pe ceva intrinsec, gen house, de doar în casă. Nu am, -am văzut-o ca pe o chestie de societate. Momentan, cum filme. acum, cum ai spus și tu, da, sunt într-o etapă mai calmă vieții mele și îmi plac mai mult psihedelicele. De ce să te mint? Uh, adică când apare cât o ciupercă, că rar găsești așa ceva. Când apare ciuperci, chestii, microdozez, îmi fac eu din o porție, mă ține, nu știu, și e frumos, e, nu, nu vreau hype, nu vreau, nu-mi place acidul, în primul rând, nu, nu suport acidul, nu suport fake-ul ăla, valurile, nu pot, nu, am luat o singură dată și m-a, dat un film, nu, ciuperca, psilocibinul, that's that fucking, și e DMT, am avut câteva experiențe pe DMT, mi-a plăcut foarte mult ordinea haosului și de, per, de, de corporalizarea aia. și. de Da, da, da. E, e molecula lui Dumnezeu. Na, dimetiltriptamina E normal. O găsești în plante. E normal. E și în aia hoască, Adică nu e ca și cum. E mișto. E, trebuie, să, trebuie să și duci așa ăștia pleacă în, după Ayahuasca la o, o șamanizare de asta cu Ayahuasca acum ăștia niște băieți dar eu nu sunt adică nu mi se adică nu știu aș vrea dai mare deranjul mă până în peru și mi se pare că a, nu am mai am meciuri adică sunt și, probabil am meciuri eu nu te gândi că vreun am meciuri dar nu-s la vedere nici pentru mine nu mă mai chinuie nimic sunt așa sunt un zâmbet toată ziua în pula mea nu mai am știi dar Ți-am zis, mie mi se pare că psihedericele îți relevă locul, adică te integrează în tot. Te fac să înțelegi. Și experiența cu culturi, da. Și să nu ți-o dai prea tare, să simți că mor de la Heroic 2, să am luat 5G-uri, mor aici. Păi nu, dar nu te duci Heroic da, 2, la mobul mea. Acum, dar, dar nu, nu o să mori îți garantez că nu o să mor. Și o să ai revelații de nu o să-ți pot duce. Nu știu. Mi-am dat și rău. Probabil mi-am dat așa, cum zici tu. Și n-a fost. Adică vedeam doar construcția, cum e. Vedeam, vedeam că-i construi totul. Că... Adică vedeam cât de... de -aia spun că e o iluzie. Asta o gândește cineva și ne gândește și pe noi. Și noi gândim la rândul nostru. Și contactul cu alte culturi îți deschide percepția despre viață. Țin că ai tu odată în Amsterdam și aveai un, un story sau ceva în care spuneai mai ești un, un live da un live mai ieșiți din cutia asta de carton numită România. Am râs la genul ăsta de, de afirmație. Nu, trebuie, o să, trebuie să înțelegi că tu adică ce trebuie să înțeleagă lumea cumva ca să fie mai liniștită e că nu e ce vezi nu ești ce vezi în oglindă. Adică e doar o convenție asta e o convenție tu ești all over the place ești peste tot noi am luat foarte, noi trăim foarte newtonian viața. Știi? Newtonian, adică conform legilor fizicii ale lui Newton. Dar din punctul meu de vedere, viața e mai mult cuantică. Și acum râd, fiindcă dacă se uite totul sau ăștia ai mei, e o fază, <laughs> ei s-o să vină. <laughs> cu o fază de Rachim care a fost la un podcast, probabil la bă, bă, ăștia, de beau ei, la Dream Champs, și ziceam Rakim I don't know, I'm dealing with a lot of quantum physics right now and uh, I'm, In the re I'm reading these books and I'm dealing with a lot of quantum physics. Și asta merge, asta filmulețul ăsta a la pentru și pun pariu că ăștia râd acum, da? acum lăsând la o parte că râd ăștia și e super ok că râd și că distrez lumea. Universul e foarte cuantic. Adică poate să fie, poate să nu fie. Știi, adică să, adică e magie cumva. E și nu e. E... E, eu e, cum, e cum îl faci tu, e să, cum fie, îl faci cum, tu cum să fie. Cum îl faci tu. Tu îl faci. Îl faci cu, cu vocea aia din capul tău care e... E... Cine vrei tu să fie, Pentru... te aliezi cu ea să fie cine vrei tu să fie, dar să fii conștient că nu ești... Adică că, pen poate, nu știu cum, nu știu, îți găsești tine, o pace cu vocea aia. Pentru tine poate viața e minunată și are multe de oferit și sunt este, multe de descoperit. E superbă, e da. un sunt sunt copil curios. Și eu, și eu, aștept tot să timpul, gen, ia să vedem ce se întâmplă, ia să vedem, deschide ușa aia, ia să vedem ce... Sunt cel mai curios copil, sunt un copil uh, curios, eu asta sunt. Și trei, părerea mea e ca să trebuie să rămâi curios, trebuie să fii curios, ești prost și prost mori oricum, să fii conștient, citești doar ca să înțelegi lucruri, nu o să știi niciodată știi, adică nu, da, nu știu cum să se explic mă, mă simt în perioada mea de viață în care sunt așa, explorator, dar ex, explorator către exterior, nu mai sunt explorator către interior cu psihedelice și Nici uh, -ai alte fost. lucruri o să, re, o, să, o să devii explorator de interior mai, în, mai încolo, mai, acum mai... ești, e normal să fii explorator de exterior și eu am adică nu și eu nu vreau să sune așa ca și cum eu. Toți suntem exploratori de exterior până ne dăm seama că interiorul e șmecherie. Că acolo e pacea și că a fost mereu și că pula mea. Și o să te întorci și tu spre interior și o, și -o, nu o să nu ți mai trebuiească nimic. Și toți o să ne întoarcem, că mai târziu, că mai devreme. Suntem predispuși la paceaia, sau dacă ne luptăm să nu o avem, o să fie o luptă groaznică. <laughs> Total de acord. Sunt în perioada de explorare exterioară, adică să văd și alte culturi, civilizații, să văd alte perspective, alte modalități de gândire. Foarte bine. Să ies cumva din cutia asta de carton, să văd iamă, se întâmplă și alte lucruri, care este cealaltă perspectivă. Să nu trăiesc doar în da, afară. Ești deja cerc. afară, ești oriunde vrei tu să fii, acum ești. Vrei dacă. Oamenii dacă cred... vrei să fii pe plajă în Cancun, acum poți să fii pe plajă în Cancun poți să simți că ești pe plajă în Cancun sfătuiesc lumea să-și memoreze momentele plăcute emo emoționale să, ca, în care să simt bine, memorează-l când ți-e nasol, întoarce-te la ăla poți să te întorci șmecheria mea că fac muzica e asta călătoria în timp tu fel. ai acolo, îi dai replay la piesa eu pe care ai făcut-o da, acum da, și 15 eu, ani și mă pun, sunt în feeling ăla de atunci și te aduce aminte de tine de da, atunci de bă, când nu mă aduc aminte, era. sunt ăla de atunci sunt ăla de atunci nu mi-aduc aminte, sunt ăla, mă pun era, de acolo, la sunt atunci. De atunci, sunt atunci. De-aia trebuie să sunt atunci când era acum. Era acum când am scris Pentru că ți-a ți rămas în memorie, dacă ai fi, dacă ai fi trăit pasiv, n-ar fi rămas în memorie. Nu, nu fac nimic pasiv, sunt mereu acolo când fac orice, când mănânc, mănânc, când mă uit la un film, mă uit la un film, când mă uit la NBA, mă uit la NBA, când scriu, scriu. Nu fac două. nu, oricum nu există să faci mai multe lucruri deodată, doar e switch task foarte rapid. Simți cumva nu există multitasking, tu, tu le switchuiești între ele și nu e bine, dacă mă întreb pe mine. Sau să faci multe lucruri în același timp. Nu, nu. nu, e bine, nu e bine pentru, oricum cred că suntem abuzați. Tu trebuie să înțelegi, eu nu, I don't give a fuck, nu mă uit la nimeni. Eu m-am uitat la tine cu Oreste, că îmi place podcastul tău și e locul perfect să vorbim chestii de genul. Nu pot să mă duc nicăieri, adică să vorbesc chestiile astea la podcasturi. Că, că nu, nu, e locul. Aici era locul. Da. Înțelegi ce zic? Și de ce ți-am spus asta? De unde am plecat? Iartă-mă, sincer spun. Da, cu explorarea și călătoriile interioare și exterioare da, și nu, nivelul departe. De ce să, -am să trăiești am pre -pre prezentul. Da, așa, da, ai Da, 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 da. De, de ce ai zis că ai venit la mine? Da, am venit la tine că pot să vorbesc chestiile astea aici. E mișto, adică mă simt în largul meu să vorbesc astea. Am tot vrut, eu astea le vorbesc și la USPAPE cu wow, oamenii, adică vreau, eu am, am înțeles niște lucruri și e de datoria mea să le spun oamenilor ce am înțeles. Asta am e de datoria și eu. Asta fiecăruia care a înțeles ceva să spună lumii cumva dacă le poate face viața mai ușoară, dacă da. le poate face mai fericiți, dacă le poate aduce un zâmbet pe față. Și eu cred că pot. Și de-aia fac cu spape și o să o, să o fac mai serios. O să, nu vreau să vorbesc, o să afle oamenii la momentul respectiv. Dar ne. Viața e un joc pe care trebuie să-l joci responsabil. Nu trebuie să o iei atât de în, post, trebuie să o iei în serios, dar trebuie să o iei în, co în serios cum să se joacă copiii. Tu ai văzut un copil când să joacă, el e serios când să se joacă. Pentru noi e o joacă. Că tu stai și te uiți la fita și zici, bă, să joacă. Da, da pentru ea de serious shit. Apreciez mult la copii energia și lipsa de filtre, în sensul în care nu se gândește ce o să zică lumea mi despre mine dacă păi fac asta, asta și asta. Asta am apreciat cel mai asta, mult ca și copii. Plata asta pierdem noi în timp și o putem recâștiga stând doar noi cu noi și făcând pace. Faptul că câte chestii sunt impuse din noi, cât de, că suntem liberi, e democrație, dar tu cât de liber ești ca spirit. Ești deja încastrat în niște naști, trebuie să te duci la școală, trebuie să fii bun cu Georgica, că, că e muist și ești cu el coleg de facultate, de bă, grădiniță, pardon. Trebuie să faci aia, trebuie să-ți un job, că trebuie să mănânci, trebuie, trebuie. Sunt multe chestii care deja se tate când tu te-ai născut. Aia nu e libertate într-un fel. Și dacă mă întreb pe mine, societatea asta, it's a faulty system. It's a faulty system. A, trebuie să stăm toți la un loc și energiile noastre să trebuie, știi? Și trebuie ăla, ăla nu se face bine. Trebuie să alegi. Trebuie să ai mai multă alegere. Trebuie să alegi tu. Ei, eu aleg tot. Am reușit să aleg tot. Înțeleg de ce stau și mă întreb, dar de ce am gândit așa, dar de ce am zis aia. Dar, de, a, deci fiindcă am fost învățat să... Multe lucruri sunt doar în capul nostru. Noi ne facem barierele, doar în noi ne varie Eduardo. Totul e doar în capul nostru. Totul e doar. Toată viața ta e în capul tău. Tu când ai închis ochii, nu mai există viața ta. În te-ai culcat, nu mai există viața ta. Te duci și bisezi. Și toate scenariile care ți le faci sunt doar în capul tău și ce o să da, spună lumea e, și toate lucrurile Nu e alea în capul tău, nu există te lumea. Nu există lumea. Lumea când tu spui că ce să o spună lumea e ce ai spune tu de fapt dacă ai fi lumea despre tine, făcând aia. Tu asta vrei să spui. Ce ar spune lumea? Ce aș, spune eu dacă aș fi ăla care mă ascultă pe mine când zic aia? Nu mai îmi pasă ce zice lumea. Eu sunt lumea. Când e cel mai bun prieten al tău, nu-ți mai pasă neapărat de... Eu sunt celorlalt. competiția mea. Eu trebuie să cresc. Eu, mie trebuie să, eu, trebuie să mai, eu copacul ăsta trebuie să am mai multe ramuri. Trebuie să-mi crească mai multe ramuri și mai multe frunze. Și să fac lumea frumoasă. Când mă vede lumea să, să zică, vai ce copac frumos. Uite-l cum crește. Vreau să, eu să aici să fac lumea mai frumoasă, mai liniștită în ceea ce fac eu. Muzică, vorbe, orice. Sunt aici să fac lumea mai frumoasă, ca un make-up artist, chiar am zis asta pe o piesă. Deci nu e doar despre tine, vrei să faci nu e, lumea mai frumoasă, asta și eu Asta e misiunea mea aici, sunt aici să fac lumea mai frumoasă, sunt aici să, să aduc culori paletei, sunt aici să să curg cu apa, sunt aici să sunt aici să, fie, să fac frumos. <laughs> nu îmi place mie să zic, eu sunt aici să fac frumos. Foarte, foarte și e de datoria sau... mea să le spun oamenilor cum vă văd eu, poate reușesc și ei să nu mai ia așa personal viața asta. Column foarte personal. Și să nu mai trăiască atât de mult în capul lor că viața e frumoasă și ba nu, te să trăiască și în ei. ei mai mult. Asta zic. A, nu în corpul să, lor, dar mintea să, lor. Nu, corpul lor, în ei. Că mintea ta, mintea ta e și în picioare. Nu te supăra. Mintea e totul. <laughs> piciorul tău să mișcă, mi se mișcă piciorul ăsta știi ce, cu mintea. Da. Adică e minte și în el. Nu știu cum să... Nu e... Da, biologic, newtonian, creierul, bam, legat, uh, pompează sânge, presiune, sac vină, curge sângele, bam, viață, pula, dar tu nu poți să explici viața, cum e, de, de, ce e viață, adică de ce sunt viață eu, cum adică sunt în viață, că tu dacă pui doi rinic, doi uh, plămâni, un ficat, uh, pula mea, toate astea, un Sam Frankenstein shit, și bagi energie în ele doar în filmul ăla să trezește monstru. Tu aici în viața reală nu se trezește niciun monstru. Om. Um, Nu-l faci om. Um. Dacă bagi curent electric și totuși am, am, au studiat băieții, deci funcționăm cu curent electric, electromagnetism. Dar e magie viața. E cuantică. <laughs> nu, e, nu, e, nu e newtoniană. Înțelegi? E mișto. E superbă, pula mea. Viața e, viața e superbă. superbă, Viața e superbă. Și cu are de oferit și are lucruri de E mișto, crești când e greu. E, de abia aștept. Am scris. scris. E mișto. E mi live life. Adică bucurați-vă de... Ia, uită-te. Nu știu. Foarte frumos. empatizez maxim cu ce ai zis. Și eu de, asta fac și, și podcastul cu High Life ca să le împărtășesc cu oamenilor experiența mea. Ce nume? Ok. Foarte, empatizez mult cu ce ai zis și eu de asta fac și high life și stand-up și ceea ce fac ca să Încerc cumva să fac lumea un loc, nu neapărat loc mai bun, dar să emit energie pozitivă și să, și să împart cu ceilalți ceea, și ceea ce am trăit eu și ceea ce am cunoscut și ceea ce poate îi va ajuta să fie mai deștepți ca mine dacă pot, dacă nu, asta e. Uh, îți mulțumesc frumos că ai venit la podcast. Mare plăcere, Vladone. Mulțumesc și celor care se uită la podcast în această seară. O să postăm linkul cu proiectul cu 3 grame în descrierea clipului ca să-l susțină toată gram, lumea. Am și un gram la ale 3, da? Ce fel de gram de cocă? No, sau? Nu, nu, nu. pai și l ascund eu undeva unde să uit de el ca să nu stau cu dinții rângiți. Perfect. Punem, punem linkul cu 3 grame pe, în descriere pe YouTube. Punem linkul cu 3 grame în descriere. Pe, în descriere. Să Vă petiția da jos 3 grame de pe YouTube. Mai punem un 0 la 3 grame, ori face... Aveți, vă dați jos 3 grame, să fiți fericiți. Vă pupă, fratele. Mai punem un 0 acolo, ori 0,3 30 de grame. Mi-a făcut plăcere, te-am pupat.